Mulțumesc de Dumnezeu și dau slavă lui Dumnezeu că suntem în starea aceasta, pentru că necura cel mic e înaintea lui necura cel mare, cum se zice. Și eu nu uit de unde ne-am tras rădăcina ca profesor de teologie și ca teolog. Le mulțumesc părinților că astăzi sunt alături de noi, dar mai cu seamă părintele necura cel mare. Cum mi-au zis tot timpul cei de la București, mulțumesc mult pentru că și inclusiv cuvântul din seara aceasta își trage într-o oarecare măsură seva din această gândire pe care noi în ultimii 20-25 de ani am tot regândit-o, am reașezat-o, am reformatat-o ca să poată să prindă bine clipei de acum și mai cu seamă vremurilor de acum. Părintele Protopop m-a rugat și eu m-am făcut ascultare să vorbim despre Hristos Învățător. Și n-aș porni de la Scriptură ca să vă povestesc lucrul acesta. Am să pornesc de la un alt element pe care aseară l-am citit în carte, mă gândeam ce ar trebui să zic eu, cum ar trebui să încep. Aseară citeam în cartea domnului Gabriel Lincean, Declarație de iubire, un foarte frumos medalion al unui filozof aproape necunoscut în România, publicat numai după 90, care avea prieteni foarte mulți în zona aceasta, din zona de Linea. Undeva aici, în locurile de aici, în casele de aici, s-au întâlnit la un moment dat o generație din care făceau parte Dinu Pilat, Constantin Noica, Alexandru, despre care se vorbește, o altă pleiadă foarte mare de filozofi și cercetători și gânditori ai vremii respective, prin anii 50, cred că li s-a luat și au înțeles că nu mai vine americanii să-i salveze. S-au pus toți la masă, și și-au asumat cu foarte mare seriozitate cum supraviețuim în situația în care nu mai putem gândi. În care nu mai putem gândi liber. În care trebuie să învățăm ceva care este împotriva propriei noastre conștiințe. S-au întrebat foarte serios. Și erau tineri toți. Erau foarte tineri. Ce să facem, cu alte cuvinte, să supraviețuim șocului cultural, a ateismului, comunismului, a lucrurilor care au venit peste noi, fără să fim pregătiți pentru ele. De la lucrul acesta aș vrea să plecăm astăzi, pentru că noi astăzi, în abundența aceasta de informații pe care o avem, în foarte multele izvoare pe care le avem la îndemână, nu mai avem îndârșirea lor de a vrea de a să învățăm. Nu avem nevoia aceasta de a opune învățătura noastră înaintea stăpânitorilor acestei lumi. Iar când o avem, ne transformăm rapid în fundamentaliști, pentru că ne lipsesc fundamentele. Fundamentalist este omul care, fără fundament, face gură mare. Pentru mine a fost una dintre marile provocări ale pedagogiei românești moderne, cum îi faci pe oameni să înțeleagă, pentru că pentru a putea deschide gura, pentru a se putea specializa, trebuie să muncească. Mântuitorul în permanență nu vine în opoziție cu nimeni. El nu se poartă în mod contrar cuiva. El se poartă în direcția vocației sale de Dumnezeu întrupat. Este de fiecare dată cel care oferă soluția în direcția în care te aștepta să ofere Dumnezeu, dar de fiecare dată scandalizând, pentru că soluția lui nu e soluția gândirii noastre. Pentru că de fiecare dată modul în care ne învață nu este modul în care am vrea noi să fim învățați. Mai cu seamă generația tânără, apretată, în note mari, care pentru fiecare lucru am primit câte o diplomă, dacă ne-am ascuțit creionașul, diplomă, dacă ne-am umplut cerneala, diplomă, dacă a ridicat mâna mai des diplomă, dacă n-a ridicat o diplomă. Deci, tapetați de toate diplomele din jur, Mântuitorul Hristos este sufocat. Criza actuală legată de gargara unora îndreptată împotriva orei de religie, arată ca botinismul intelectualilor de astăzi. Nici nu s-a fi pus problema în perioada interbelică, oameni de marcă și de rasă, traducători din greacă, cunoscători ai limbii latine, cunoscători ai teologiei comparate și ai filozofiei comparate, să-și permită să spună că a educa un copil cu gândire religioasă este împotriva libertății. Pentru că libertatea în sine nu este doar un concept, ci este conținutul unei persoane, iar libertatea decurge din adevărul care este Hristos. Nu poți să fii liber la bătaia vântului, ci în raport cu o persoană care îți acordă libertatea. Iar persoana este Hristos. Nici nu s-ar fi pus problema, de exemplu, să înceapă să ne povestească, să ceară bisericii și să schimbe în 25 de ani de vreo 30 de ori programa. Doar pentru că așa vor ei democratic. Pentru că ei știau un lucru fundamental. Educația nu este democratică. Educația se închină și se închide într-un cerc kantian. E nevoie ca cineva să-ți construiască pe rând și de fiecare dată fiecare concept să-ți ilumineze și să-l așeze în ansamblu pentru a putea să capezi libertatea de gândire. O libertate fără libertate de gândire
sau o libertate de gândire fără gândire care să fie liberă, este supusă de la început minciunii. Mântuitorul Hristos asta vine să ne învețe de fiecare dată. Vine să ne învețe cât de importantă este libertatea asumată în numele adevărului. Nu în numele patriotismului. Îi spuneam Părintului Protopop așa, într-o doară în discuția noastră din după amiaza aceasta, că limita patriotismului este adevărul. Nu poți să fii patriot împotriva adevărului însuși. Ceea ce se întâmplă în România. Suntem patrioți, dar trebuie să vedem și cine ne fură. Suntem patrioți, dar trebuie să vedem și cine sunt coțcarii care ne-au schimbat limbajul și ne-au întunecat cu totul mintea și capacitatea de a gândi politic. Fără îndoială că suntem mare parte dintre noi sub presiunea aceasta unei istorie a libertății din jurul nostru, dar dacă Hristos lipsește, totul este pierdut. Imaginea cea mai densă pe care o am în mintea mea apropiată de legată de Mântuitorul Hristos și educație și învățătură, învățare, nu este nici de cum cea legată de cuvintele lăsați copiii să vină la mine și nu-i goniți. E frumoasă, e deosebită. Ea poate fi argument numai în fața unor oameni care au copii și știu ce înseamnă să ții copiii pe loc când ei vor să plece. Care știu ce înseamnă când copiii se îndrăgostesc de bomboana care vorbește. Un copil sedus nu mai poate fi pus la loc bătut în cuie pe scaun. Asta e clar. Cea mai de preț dintre lecții mi se pare, în schimb, că Mântuitorul o dă în raport cu lumea pe care noi nu o vedem. Pogorârea Mântuitorului Hristos la iad e semnul că un învățător nu învață numai pentru lumea aceasta, ci și pentru lumea viitoare. Gândiți-vă bine, abia am ieșit din sărbătoarea aceasta a întâmpinării Domnului. Țineți minte personajele, sunt convins. Pe de o parte Simeon, pe de altă parte Ana lui Fanuel, Maica Domnului, Iosif, îi vedem pe toți când la templu, o discuție întreagă. Predicii avem tendința de a uita exact, preoții uităm în predică exact, personajul principal al poveștii, bebelușul Hristos. Tandrețea Bisericii se manifestă atât de puternic, încât în ciuda faptului că a trecut praznicul Crăciunului, îl mai vrea pe Hristos bebeluș odată în brațe. Dar acest bebeluș, de fapt, descoperă cu totul și cu toată altă lumină a prezenței lui în lume. Pentru că Simeon este pomenit imediat a doua zi. Îndrăznesc să spun că, după tradiție, noi Sfinții pomenim de obicei în ziua morților, martirice sau plecărilor oricum. Îndrăznesc să spun că Simeon n-a supraviețuit decât 24 de ore întâlnirii cu Hristos. Pentru că l-a așteptat de sute de ani. Împlinirea vederii lui Hristos cheamă după sine moartea sa și pogorârea sa în locuința morților, că alt loc nu mai era. Nefiind raiul, toți erau în același bloc, pe etaje diferite, dar colegi de scară toți. Ori, omul acesta, când pătrunde în cele mai de jos ale Pământului, vine cu vestea că s-a născut Mesia. Că Mesia e deja în lume lucrător. Că Hristos este deja lucrător în lume pentru mântuirea lumii. Pentru că l-a mântuit o rus, pe deosebire de marea majoritate, de 99,999% dintre profesori și învățători, viața lui este identică cu învățătura lui. Nu izvorăște niciun cuvânt din rostirea Mântuitorului fără să aibă un fundament în comportamentul Mântuitorului. Când spune că își iubește dușmanii, cum spunem și noi, dar imediat ne enervăm și mârâim, noi ne iubim dușmanii întotdeauna cu foarte mare dragoste, dar Mântuitorul nu rostește adevărul acestea cu dinții strânși. El știe că poate iubi. El știe că El este iubirea care se revarsă peste toate. Primul și cel mai de preț caracter pe care îl transmite Mântuitorul Hristos, celui care voiește să învețe, este să înțeleagă oamenii. Să se adâncească în sine ca să se cunoască pe El și să-i cunoască pe ceilalți. Să se lase antrenat în împreună cunoaștere. Să deșarte către ceilalți, să umple din spre ei și să transmită pe mai departe capacitatea aceasta de a încuraja pe oameni să meargă cu fruntea sus. Trăim într-o lume care, nu e așa, ați remarcat și dumneavoastră, este plină de fabulații și prorocii apostolești, apocaliptice, una mai trăznitoare decât cealaltă. Ce n-au înțeles apocalipsiazii de servicii? Este faptul că Mântuitorul nu se bucură să-i se împlinească profețiile. Aduceți-vă aminte de Ninive și de săracul profet, care la un moment dat, când se apropie de Ninive și pe Iona, nu, când vede că nu e împlinită profeția lui, după ce îi pune pe oameni să se pocăiască, ăștia chiar o fac. Și Dumnezeu nu le distruge cetatea, Iona e mânios, e supărat foc, e burzulit. Se supără pe Dumnezeu.
Abia apoi învață diferența între un put cu bete și o cetate. Dar în primă fază e foarte mânios. E foarte mânios. Pentru că n-a înțeles că profeția nu e dată să se împlinească 100%, ci e dată ca să schimbe oamenii. Mai ales profețiile acestea la nivelul catastrofelor istorice și altor de genul acesta. A repetat la nesfârșit, cu fiecare știre, de 3 ori pe zi, câte grade are cutremurul de la Vrancea, ce orașe și la câte sute de kilometri să pământ s-a cutremurat câte ceva. Nu înseamnă că îi faci pe oameni să înțeleagă cât de valoroși sunt și cât de mare e fragilitatea vieților. Ci să îi spăimânți ieftin. Orice învățător care își înspăimântă ieftin ucenicul, nu e bun de învățător. El trebuie să învațe, să învețe lucrul cel mai important dintre toate. Că ucenicul este în dragostea avei mai presus decât ava însuși. Atât de mult îl iubește cel care îl învață, încât cel care este învățat e mai presus decât cel care învață. Al doilea lucru fundamental. Trăim într-o lume în care, așa cum am spus, toate ONG-urile din lume se vor egale de biserici. Primim lecțiile, le ascultăm. Ce e de ascultat? Dar trebuie să spunem tot timpul că într-o ierarhie a valorilor este una dintre marile și gravele deziluzii ale lumii moderne, ale liberalismului gândirii, aceea că nivelăm și egalizăm învățăturile și moralele ca și cum ar fi una și aceeași morală. Am să vă dau un exemplu care mie îmi displace să-l dau, dar uite, în seara aceasta trec o dată în plus peste mine și vi-l dau. Ați auzit ce s-a întâmplat cu câinii maidanezi din București, nu? Cum au fost ei trimiși în bordelul luxoase în Germania, ne-au zis unii. Unul dintre marii sprijinitori ai libertăților câinilor în România și altor libertăți, s-a arătat foarte tristat, a făcut dintr-un platou de televiziune baltă de lacrimi acolo. Transfigurat. Deși în aceeași vreme susține toate minoranțele sexuale din România și de aiurea. A fost primul care s-a bucurat la cununia lui Gheorghe, cu domnișoara era o capră, nu știu cum o cheamă. A fost primul care a jubilat, total. Tot aceeași persoană susținea acum 2 ani deschiderea tuturor bordelurilor pentru femei, pentru sănătatea morală și fizică și fiscală a României. Moralitatea aceasta duplicitară în care câinele e mai presus decât femeia, nu poate fi egală cu moralitatea bisericii, care spune că mai presus decât femeia nu poate fi decât o singură femeie care e Maica Domnului. Aberațiile morale în care trăim astăzi. Vulgata gnosologică în care valorile sunt asmuțite unele împotriva altora și sunt umilite adevăratele valori, mă face să cred că învățătorul adevărat este cel care discerne foarte mult asupra informațiilor pe care le primește și pe care reușește să le transmită mai departe pentru întărirea în credință a celuilalt. Al treia lucru pe care Mântuitorul Hristos ne învață prin învățătura Lui este că niciodată și nicio situație învățătura ca atare nu poate fi ruptă de Dumnezeu. În cazul nostru, de exemplu, în niciun caz nu putem să rupem cateheza, omilia, nici chiar ora de religie, de dumnezeiasca liturghie, care este prezența plenară a Mântuitorului în viața noastră de zi cu zi. Sau cum spunea Sfântul Irineu de Lyon, credința noastră trebuie să fie în acord cu conținutul potirului nostru. Toată lumea este foarte atentă cu modul în care prezentăm conținutul noastră de credință sau în care prezentăm cultura noastră. În PowerPoint, pe Twitter, pe Facebook. Cu cât ești mai zglobiv, cu atât par mai interesant. Foarte puțini dintre oameni au înțeles că a învăța nu înseamnă a transmite forme și atât, ci conținuturi. Hristos Domnul, în lumea actuală, n-ar fi fost în mod cert foarte apreciat. Pentru că fiind foarte oral și foarte aproape de popor, nu complică lucrurile, nu folosește cuvinte simandicoase și nu schimbă niciodată finalitatea propovăduirii Lui. Orice predică a Mântuitorului citești, finalitatea este apropiați-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, arătând că atâta timp cât este în mijlocul nostru, împărăția este prezentă și că atâta vreme cât ne pocăim, tot timpul Hristos este în mijlocul nostru. Toată tevatura aceasta modernă de dialog, de a încerca să transformăm totul într-un studio de televiziune, nu? Judecățile pe poporului se fac la televiziune, judecățile morale la televiziune, vindem și cumpărăm la televiziune, ne arată odată în plus, că există o sete enormă
de a afla adevărul, dar nu de la sursă, care este Hristos. Tot ceea ce reușim să ne propunem ca biserică în ultimii ani, nu doar în ultimii 25, este să spunem celor care trec împreună cu noi prin marea vieții acesteia, că tot ceea ce facem este legat fundamental de modul în care ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, de modul în care trăim împreună cu Mântuitorul Hristos. Știți? Toată lumea vorbește despre Duminica Judecății, nu? Voi cunoscut, nu? Termenul de Duminica Judecății. Dar noi suntem în judecata lui Dumnezeu tot timpul. Noi ni se propune Duminica aceasta ca să înțelegem o dată în plus că suntem în judecata lui Dumnezeu. Toată lumea când vorbește despre Duminica ce vine, aceea alungării lui Adam și Eva din Rai, toată lumea este pornită pe Adam și Eva că a greșit. Niciunul n-a fi fost mai breși. Odată cu alungarea lui Adam și Eva din Rai, stăpânul pomului a rămas diavolul. El știe cum să mai vândă din când în când mere pe la colțuri și peste gardurile raiului închipuit de el. E impresionantă imaginea aceasta pe care biserica tot timpul o cere să reactualizăm. Tot ceea ce trăim în cultul bisericii, tot ceea ce trăim în comunicarea dintre noi ca oameni ai bisericii, tot ceea ce încearcă biserica să pună în valoare, este această atitudine de împreună creștere. Mântuitorul ne-a învățat că nu putem crește în conținuturi singuri. Că pe de o parte El este dăruitorul conținuturilor noastre mărturisitoare. Dar pentru care să crească, pentru care să mântuiască, pentru care să ne schimbe, e nevoie tot timpul să fermentăm între noi această minunată dăruire a lui Dumnezeu către noi. Cuvântul Scripturii, cuvântul rugăciunii, pocăința, trăirea în Hristos a tuturor valorilor pe care avem de împlinit ca oameni. Deci ai frumusețea unor astfel de provocări. În foarte multă vreme, manuale de catehetică începeau cu Hristos, modelul propovăduitorului. Sau Hristos, modelul catehetului. Dar Hristos e și modelul șoferului, dacă vreți. Acum exagerez un pic. Nu caricaturizez, prin anii 35 la noi în țară, un profesor a scris despre Hristos sindicalist, Hristos lucrător la nu știu ce fabrică. Era o serie întreagă de broșurele. Sigur că, în sine, cu conținutul n-aș fi de acord tot timpul, dar mesajul este același. Mântuitorul Hristos face parte integrantă din însoțirea noastră de zi cu zi. El este lecția noastră la purtător. Suntem printre puținii care avem și profesorul și răspunsul în același buzunar. Și nu trebuie să copiem niciodată. Ni se oferă la copiat Hristos. Este printre profesorii care dau examenele cu noi cu cărțile pe masă. Pentru că nu ne obligă să fim niște papagali vopsiți în mijlocul orașului, ci să învățăm să gândim. Să gândim în învățătura Lui, în spațiul gândirii Lui. În modul în care El poate să împlinească în viețile noastre schimbarea cea mai de preț de care avem nevoie ca să nu fim muritori niciodată. Pentru că, în fond, Mântuitorul tot ce ne învață, ne învață pentru nemurirea noastră, pentru atârnarea noastră de veșnicie. Ce facem noi? Îl transformăm într-un arici permanent, într-un șef de tank care ne mitraliază tot timpul. Am transformat biserica într-o biserică a lui Nu, un Nu imens. Nu fă aia, nu fă cealaltă, nu-i bine aia, nu-i bine cealaltă. Ca și cum am avea de-a face cu un Hristos care poartă batic în mijlocul orașului. O Hristos e liber. Ce ne învață este să gândim asupra locului și destinului nostru în ceea ce privește biserica. Nu ne trage de mână să ne așeze. Nu ne așează într-un loc anume, nu ne trage de urechi, nu vine în întâmpinarea noastră ca un formator ideologic, ci ne vine întotdeauna înaintea noastră ca un om care ne provoacă la libertate. Atât de mult și-a dorit să ne provoacă la libertate, încât s-a întrupat ca om. Are Sfântul Ioan Gură de Aur o teribilă omilie în care spune așa, că dacă ar fi vrut Hristos, ar fi întrupat ca un ciclop, cu un ochi în frunte, mare de tot, trecând prin oraș. Închipuiți-vă un ce animal vreți din toate science fiction-urile astea care au devenit așa niște lucruri extraordinar de interesante pentru toată societatea. Ori Mântuitorul n-a ținut la această impunere prin frică a adevărului de credință. Grigorie cel de Nazian și apoi ceva mai încolo, Sfântul Grigorie de Nisa, stilizează așa de frumos că între om și Dumnezeu după cădere, Dumnezeu a încercat să le facă logodnă. Între ființa umană și ființa divină. Dar logodnicul, fire umană, era cu capul pe pereți. Era în altă parte tot timpul. Și a trimis atunci, a creat
a dezvoltat altfel creația, a făcut altfel lumina soarelui, frumusețea câmpurilor, omul, nimic. A creat cântecul păsărilor, a îmbunătățit tot ce... Omul e toacă la ureche, el avea treabă cu el. Și a trimis cei mai buni prieteni, pe profeți în întâmpinarea. Nimic! L-a trimis pe Ioan Botezătorul. Nimic! Firea umană, niciun sunet. Sunetul de fond al firii umane a fost întotdeauna negarea existenței și bucuriei lui Dumnezeu. Pentru că păcătosul este greu să spună unde este, nu? Care e ultimul strigăt al Mântuitorului către lume? Adame, Adame, pe unde mai ești? Și la un moment dat, Mântuitorul, spune Sfântul Grigorie, Domnul îl întrupează pe Hristos. A doua persoană a Sfintei Trăimii se întrupează în mijlocul nostru. Ia chip asemenea nouă ca să nu ne înspăimânte. Și ia toată firea umană, o spală, o reașează în valoarea ei de logodnică veșnică a firii dumnezeiești. Iar patul nunților este crucea Golgotei. Logodna aceasta stabilită odată pentru totdeauna între Dumnezeu și om, care se restaurează cu fiecare liturghie, cu fiecare lucru pe care îl împlinim în Hristos, cu fiecare clipă mărită a capacității noastre de a gândi unitatea cu Hristos, poartă și aduce cu sine inclusiv crucea. De aceea a postit, a te ruga, a răbda, ca și a răspunde pertinent la provocările celorlalți, a te profesionaliza în ceea ce ai de îndeplinit, toate se fac sub semnul Sfintei Cruci. Chiar mă gândeam, o să ne propună asociațiile astea umanisto demiurgice din toamnă să ne trimite copiii cu cruce galbenă pe piept, ca să poată să aibă pe cine lovi și pe cine miștocări, pentru că în ultima vreme credința noastră este totdeauna socotită ca o modalitate de îndobitocire, ca o modalitate de a privi lucrurile anormal. Normal e câinele să se ia cu mireasa lui. Se cunună Maria cu hau-hau, că nu poate vorbi ăla. Chiar m-am întrebat ale, cum vor fi întrebate aia la oficiul stării civile? Căția Zoie, Liepă, Gheorghe. Cum o fi răspuns aia? Ce conștiința răspunde? Credeți că glumesc? Vă zic lucrurile acestea pentru că se apropie, dacă nu cumva și sunt în mijlocul nostru. Toată răsturnarea de valori la care asistăm acum, toate atacurile împotriva întrupării Mântuitorului Hristos, tot ce vedeți, ține de erezia lui Arie. De întruparea firii divine în firea umană. Tot ce ni se cere este simplu, nu? Scoateți-l pe Dumnezeu din viață, nu avem nicio treabă cu voi. Dacă vă smulge, dar ce să fac? Să-mi smulg creierii, să-mi smulg inima, să-mi schimb, să-mi smulg toată structura mea ontologică ca să fiu pe placul cui? Unor oameni care l-au astupat sub zbură pe Hristos, care l-au ars în crematorii, care l-au ucis la Pitești, care l-au arestat și l-au ucis la Fortul 13. De aceea Mântuitorul Hristos, când vorbim despre El ca învățător, nu trebuie să lăsăm doar pe coastele Galilei. La Marea Tiberiade, acolo le-ar conveni basmul. Ultima găseliță este că noi spunem la ora de religie basmul. Așa e. Pentru că la ora de română învățăm declinări din nefericire și acolo oprim limba română. Deci Hristos nu este un basm, ci o persoană vie care străbate istoria. Iar în străbaterea aceasta istoriei, ajungând la noi astăzi, ne obligă să ne revedem conținuturile de credință cărora le slujim. Pe care le socotim ca orice căuta în sufletele și în viețile noastre. Aceasta este taina lui Hristos Învățător. El nu se ascunde în cărțile din bibliotecă, nici într-o singură carte, culme că Luther spunea, mă tem de omul unei singure cărți, și nu vorbea de asul din mânecă, ci de Sfânta Scriptură. Nu se ascunde nici în veșmintele noastre ca preoți, nici în picturi, ci în toate la oaltă și niciuna dintre ele până nu se descoperă inimii noastre. Pentru că cel mai amplu proces de cunoaștere lui Dumnezeu pe care avem de înfăptuit nu ține de externalizarea cunoașterii lui Dumnezeu, cât de capacitatea aceasta fundamentală de a cuprinde în inima noastră cunoașterea lui Dumnezeu. Ce ne învață Mântuitorul, în primul rând, este să ne cunoaștem limitele. Ceea ce numim noi, de exemplu, ispite. Plecăm duhovnicești de acasă. Zicem Psalmul 50 când coborâm pe scări. Dacă s-a blocat liftul, deja începe prea repede povestea. Traversăm strada, ne punem la volan, ne punem CD-ul la bord, să ascultăm un cuvânt de învățătură, paraclisul până ajungem. Deși cred că în București
Poți să ascult vreo 20 de parachisuri până ajungi la servici câteodată. Da? Te legi acolo, ești duhovnicesc, până stai în primul calea și te scapă un cuvânt nu foarte duhovnicesc. Limita ta, dincolo de gesturile tale cu care tu spui că ești creștin, te etichetezi că ești creștin, extrem de mică. De aceea trebuie să o dezvolți. Rezistența la ispită înseamnă, de fapt, lărgirea inimii tale pentru a putea cuprinde de Dumnezeu. Cum spunea Apostolul, nu? Lărgiți și voi inimile voastre. Că lăsați-le în atât de mari sunt, inima noastră atât valorează, cât Dumnezeu are în ea. Toată lumea leagă să-și pună stand-uri, să-și facă transplant de inimă. Fără îndoială că așa este. Dar după ce ți-ai făcut transplantul de inimă și stand, tot Dumnezeu vine să locuiască acolo și să-ți lărgească inima și să te țină în viață. Uneori cu mult peste garanția medicului. Uneori împotriva lipsei de garanție a preotului. Și a medicului. Pentru că niciunul dintre noi nu venim în lume, nu? Cu certificat de garanție. Prin prezenta se atestă Costică, a venit în 19 iulie, trăiește până data de ora de. Certificatul de garanție l-a semnat Hristos cu sângele Lui pe cruce. Asta e tema care ne face să adâncim învățăturile noastre. Să învățăm să gândim. Cum e posibil, Doamne, să mă iubească Dumnezeu atât de mult pe mine? Un prăpădit și jumătate. Într-atât încât să îndurească copii, să îndurească carieră, să îndurească bătrânețe, liniștită sau neliniștită. Să mă lasă să mai văd o dată răsăritul de soare și apusul de soare. În ce mod pot eu să interpretez iubirea lui Dumnezeu când sunt în liturghie, în fața unei comunități întregi, ca în seara aceasta să zic, pace vouă. Ce poate fi? Ce poate fi mai înălțător decât să dăruiești celuilalt pace? Și să nu faci ca un funcționar public și nici ca unul pus doar de administrat, așa, din când în când, gesturi și pâinică cu vin. Și să ai conștiința fermă că inclusiv ceea ce lucrezi tu decurge din învățătura Mântuitorului Hristos, care ne spune tot timpul că El este cu noi până la sfârșitul veacurilor și că în fiecare dintre noi se reactualizează prin trupul și sângele Său. Observați ce largă e Catedra Mântuitorului Hristos? Ce-a uitat lumea modernă este că în sine Catedra, de la școală, se rupe din catedrală. Nu se rupe din alcovurile Academiei și nici din lupanarele gândirii unora sau altora. Ci este o construcție care decurge, iese din biserică. Eu sunt născut în Brașov și toată partea mea de viață importantă s-a desfășurat la Biserica Sfântul Nicolae Nișchei, Brașovului, acolo unde avem și prima școală românească. Din voia lui Dumnezeu, cercetând începuturile școlii românești și relația lor cu școala de la Sibiu, am constatat că două lucruri făceau preoții care se transferau de la Brașov la Sibiu ca să predea teologie. Toți scriau, în primul rând, un curs de gramatică a limbii române. Știți că și Șaguna, la Vârșeț, n-a predat teoria, trăimii, gândirea părinților bisericii, pneumatologia, adică nu, a predat gramatică. Pentru că avea obligativitatea, sub presiunea unui imperiu care învăța pe copii altă limbă decât limba lor maternă, să reînvețe pe copii să se întoarcă în patria limbii române. A învăța în Hristos adevărurile ne obligă să revedem că dincolo de orice fel de naționalism al limbii, avem obligația de a ne reîntoarce la o limbă liturgică sănătoasă pe care o avem și într-o conștiință de limbă română coerentă și valabilă și peste 600 de ani, când cuvinte drept m-am trainerit la un curs de self-esteem și offshore-urile în care spală unii cocoși penele și altele de genul acesta, nu sunt cuvinte care să schimbe viețile noastre. Și al doilea lucru pe care l-au învățat părinții de acolo, când se mutau, e că niciodată nu există știință teologică fără cunoașterea omului ca atare. Și de aceea, cu onor trebuie să le spunem tuturor acelora care susțin că Biserica Ortodoxă a fost întunecată și ne confundă la pagină cu Dicționarul Catolic. În ultima vreme mi-au reproșat oamenii ăștia Inchiziția de mi-e rușine că ne-am fac și noi câțiva acolo, să avem și noi la notă de susor, câțiva pârliți pe acolo. În prima școală românească s-au făcut la Brașov, există documente simple și limpezi. Că primele manuale de geografie, de biologie,
de aritmetică comparată, de matematică pură, de filozofie și de igienă și altele, n-au fost create de altcineva decât de preoți care cunoșteau poporul, limba și cultura de care aveau nevoie să meargă mai departe. De ce am pus acest lucru la finalul cuvântului meu? Ca să înțelegeți, Hristos învățător înseamnă Hristos care mă învață tot timpul. Nu doar atunci, nu doar pentru viitor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Ăsta e sensul pe care îl are Hristos învățătorul. Nu e o cașetă pe care o luăm dimineața, o ținem sub limbuță să ne treacă tahicardia în timpul zilei. Ci este real, clipă de clipă, Dumnezeul etern intrat în fiecare clipă a vieții mele care mă poate eterniza. De aceea nu există materii de first hand și materii de second hand. Nu există cultură de first hand sau de second hand. Pentru că dacă e de second hand și materia și cultura, nu mai este nici materie, nici cultură. Vă rog mult să încercați să-L vedeți pe Mântuitorul viu. Am scos cu copiii de la Vighe, pe care să tipărim acum, o carte, într-o școală fără cultură, fără afiș teologic. Copiii din clasele de a 5-a, cred că până într-o a 11-a, scris o carte, eu i-am dat titlul, recunosc la titlul, mă pricep cel mai bine. Hristos, virgulă, colegul meu de bancă. Știți despre ce au zis copiii? Despre gândurile lor despre căsătorie. Despre ce înțeleg ei din Dumnezeu și ce nu înțeleg. Ce le place la preot, ce nu le place la preot. Au gândit. Pentru că în momentul când l-ai pe Hristos coleg de bancă, nu-L copiezi fără să-L simți, fără să-L trăiești, fără să faci din El partenerul tău de cercetare. Vă îndemn să învățați să gândiți în Hristos. Lăsați abțibilurile. Terminați cu citatele. Închideți toate sursele de informație care vă oferă de-a gata soluții pentru toate dramele. Fiecare dintre noi suntem parte integrantă a planului pe care Dumnezeu l-a avut cu lumea. Fiecare dintre noi ne-a oferit un spațiu, un timp și o direcție de misionarizare. Apucați-vă de treabă. Amin. Noi ne numim Biserica Lucoare, pentru că avem icoană Scăpătoare Divinului a Maicii Domnului și cred că seara aceasta face parte din salva de minuni săvârșite de Maica Domnului. Știu că aveți de multe întrebări, așa că partea a doua a venirii noastre rugăm pe părintele profesor să ne satisfacă această semne. Mamă, ce întrebări grele. Binecuvântat, sper că tot pot să zic. Ce trebuie să facă un preot care nu are libertate de plină pentru a-și împlini misiunea de preot? Să se apuce de treabă. Faptul că ne autocenzurăm în tot ceea ce spune tot timpul să plăcem șefilor noștri. Și faptul că ni mai dragă, cum să spun eu, am spus odată în Catedrala din Sibiu și am să vă spun și dumneavoastră. Să știți că bogăția Bisericii nu sunt nici mitrele, nici îngolpioanele, nici mașinile, nici crucile, nici iconostasele supra-savante. Sunt desfrânatele, bețivii și păcătoși întorși la Hristos. În condițiile astea, pe preotul oprește nimeni să facă față. Înseamnă că ține mult mai mult la imaginea lui exterioară decât la misiunea lui pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Și atunci, să-și trăiască în singurarea asta diplomatică. Ce trebuie să facem noi laicii pentru să susține orele de religie în școală? Să mergeți cu copiii la școală, să ziceți, aici aveți un efort foarte mare. Eu revin și vă spun. E un bluf. Încă un bluf din multele blufuri puse la cale de gargaragii ultimilor 25 de ani. Scoateți icoana! Deranjează copiii! Până au făcut studiu, exact aia care îi plăteau. Au făcut studiu și au constatat că copiii nu sunt deranjați de icoană. Cum ar zice un filozof în viață, ghinion. Știți? Adică au ghinion după ghinion oamenii ăștia. Pentru că nu se raportează la nevoile imediate. Uitați-vă la găsenița cu construiți spitale, nu biserici. Dar nu-i obligă nimeni să construiască biserici. N-am văzut undeva să meargă cu popă, să ia de gând primar, să-i spună, bă, dacă nu tragi biserică, te crăpă în două.
Dacă de vreme tu ești primarul unei comunități care are nevoie de biserică, despre ce vorbim? A numărat scânteia, ziarul scânteia formă nouă. Băieții de la Adevăr au făcut ei acolo calcule. Vă spun eu, știți ce avem prea mult? În România, în mod sigur, în exces, jurnaliști de mâna cincea. Niște impostori în jurnalism. Citeam acum o știre de ultimă oră, care a fost și acum și ieri și alaltă, de vreo 10 ani e știrea asta dată pe blogurile lor. Biserica nu trăiește pe blog. Trecând, i-am zis părintului Protopop, am trecut la un moment dat pe lângă Piața Romană, venind în coace, era o biserică restaurată, super făcută, pe din afară, gardă orânduit. Domne, zici că nu-i din București, auzi? N-are gropi, nu-i mizeră pe din afară. Deci nu-ți vine să crezi. Nu-i nimeni de vină că biserica își prețuiește ca orice gospodar spațiu în care vrea să-și desfășoare activitatea. Asta e una dintre... În Ardeal e și mai interesantă problema, că acolo văd că o luăm pe coajă toți, indiferent de confesiune. Ideea de a face un spital, de exemplu, în Sibiu, pe care mă distrează, pentru că Sibiu are un spital, dar nu-l putem întreține. Și nu-l putem întreține, nu că ne lipsesc banii. Imediat o să mai avem medici. De ce mă tragi la răspundere pe mine ca biserică? Că nu, de către ONG-uri, că am bani pentru construcția de biserici, dar nu tragi la biserică statul român că nu oferă nimic copiilor să rămână medici în România. Acolo e problema ta politică, nu cu mine. Plus că dacă stau să mă gândesc bine, 22 de milioane de euro, cât s-au zis că s-au dat anul trecut bisericii, înseamnă și paga lui Cocoș pe o singură afacere. Ia-i nene de acolo și pune unde trebuie. Asta trebuie să cerem, inclusiv ca biserică. Ca biserică trebuie să ne rugăm ca oamenii de drept și oamenii care au de drept să facă lucrul acesta, să facă odată curățenie. Dacă nu fiureteze o rană, ea continuă să cangreneze. Noi trăim într-o cangrenă continuă. Domnul Liceanu are o vorbă într-una dintre care, vă rog eu frumos, dacă o găsiți, să vă cumpărați o carte roșie, această idee care ne mănâncă ceva de genul ăsta, mănâncă zilele ceva de genul ăsta titlu, domnul Pleșu, domnul Liceanu și domnul Horia Roma Patapievici. Trei într-una despre comunism. Domnul Pleșu vorbește de ce nu pricepe Occidentul niciodată ce se întâmplă la noi, pentru că e o fractură de memorie istorică. Ei nu pricepe Oland, n-are cum să, el ca socialist, n-are cum să priceapă de ce eu ca ortodox român sunt întristat când văd atei la conducerea țării. Pentru că stau pe gropile alor noștri. Uitați-vă bine ce e în Ucraina și aduceți-vă aminte ce ar fi vrut să fie România în 89. Pe noi Piteștiu și Jilava și Ford, și Gherla și Aiudu ne-au salvat să nu se întâmple lucrurile acestea. Dar asta e o treabă de meta-istorie, nu de istorie. N-ai cu cine vorbi pe tema asta, decât noi așa, între noi, când suntem prieteni. Gândiți-vă, în schimb, la aspectul acesta. Nu există nicio posibilitate de a le explica occidentalilor care e drama ta de răsăritean, care îi se fură liniștea religioasă. De care tu ai gânjit după ea zeci de ani. E n-ai cum să știi. Că el e caricaturist de la iluminism încoace. Nu interesează nimic. Domnul Liceanu, în schimb, spune un lucru fundamental. Și să știți că eu îl socotesc important pentru pastorația bisericii. Că România n-a avut curaj să curețe molozul după ce a dărâmat clădirea comunismului. Și am construit pe moloz. Bătrânii niciodată dintr-o casă dărâmată nu puneau cărămizile și pietre de la o casă dărâmată fundament altei case. Spuneau că e piatra obosită, e deja mâncată. Tensiunea construcției s-a epuizat. Și atunci, în această stare apare problema la ceea ce s-a întâmplat în România. Am construit pe moloz. Laicii, în ce privește ora de religie, trebuie să scoată molozul afară. Să învețe pe copii, să reînvețe, să gândească la Dumnezeu. Păi de ce mă spune, este ce soluție ne dau. Primiți-i, Domne, acasă să învețe părinții religie. Care părinți gică? Că ăștia care avem copii și de vârsta mea, cu excepția câtorva preoți și unor oameni care și-au luat în serios creștinismul, ceilalți sunt exact copii fără oră de religie. Pentru că bunicii noștri autentici, aia cu igonița, cu cățuia, cu rugăciunile, cu tămâiatul mortului, după atâtea zile, s-au stins. Mă trimis să-i trimit la bunicii telenovelistici de astăzi. Oameni care au ridicat marile înfăptuiri ale comunismului și au rămas încă cu milosul de motorină și vaselină pe mâini și pe conștiință. Fără vina lor, fără îndoială. Fii foarte serios. Ce îndemn aveți pentru cei care nu participă la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie? Treziți-vă, să trezească mai devreme, să se coace mai devreme sâmbătă. Eu am fost duhovnic la facultate vreo 14 ani, să nu zic 15, că nu-i frumos.
Toți se spuneau, băi, du-te duminica dimineața și trezește-i să vină la oră. Nu mă duceam. Era de la 6:30 la, în altar și mă rugam până la 8 ca ei să se trezească. Și să știți că nu m-au dezamăgit. Nu mai faceți gesturi de trezire aici pe asta. Arătați-le că se poate trăi și altfel. E foarte important. De ce sunt oameni îngropați într-un coșciuc și nu direct puși în pământ? Mă, să întrebăm pe amărâția în Siria câte coșciuci au avut de îngropați. Asta este... Eu cunosc foarte mulți oameni care s-au îngropat direct în pământ. Vreți să vă dau un exemplu? Am voie? Am. Știți că la bătălia de la Sevastopol au murit 250.000 de români. În armata română, 250.000. Iar în armata maghiară, care avea 120.000 de oameni, care n-aveau 120.000 de bărbați în Ungaria, nici dacă îi pușcai în cap, dacă îi alergai, nu găseai 120.000 de bărbați încorporabili. Pentru că pe mormânt, mulți dintre ei, dintre cei care au murit, pe crucile lor, și am să vă spun de ce, scrie Po, Năsui, maramureșenii mamei mele, cu alte cuvinte. Ăia care au care fusese reluați prin dictatul de la Viena și intrase în armata maghiară. N-am știut niciodată de ce bunica nu mi-a arătat poze cu fratele Imor la Stalingrad. Pentru simplu motiv că el era îmbrăcat cu hainele maghiare și să nu mă simt eu jenat. Deși eroi sunt eroi indiferent de națiunea care aparțin. E bine, prin cei 250.000 de români nu au nici acum cruce. Au soldații români din armata maghiară, au 6.000 de români, 60.000 de români din armata germană care au fost trecuți pe Borna acolo, care ar fi existat și ei de aceilalți nu au fost îngropați. La un moment dat, când i-au îngropat, i-au băgat pe toți cu lama de la excavator, i-au aruncat în tranșee, într-o fosă într-o gaură foarte mare de cal. Și așa a apărut în Rusia, în 1962, primul calcar roșu din lume. Pentru că cei 250.000 de români au ieșit la iveală. Până acum 2 ani, când un prieten de-al meu, părintele Viorel Coșocaru de la Chișinău, nu s-a dus împreună cu Vasile Șoimaru, unul dintre jurnaliștii și profesorii de la Chișinău, românilor și nu au avut acolo cruce. Probabil că ne îngrăbăm acum în sicrie, dacă vă referiți la lux, e altceva. Dar ei nu au avut. Deci dacă 500.000 de români nu au avut sicrie, întrebarea nu e ok. Îi lipsește fundamentul. Iar astăzi ne îngropăm în sicrie pentru că e un pic mai igienic și atât. Ce sfat dați tinerilor care spun că nu se căsătoresc pentru că nu au găsit compatibilitate? Băi, să nu și-o caute prea mult. Să nu parcheze unul lângă altul după 7-8 ani și să constate după 7 ani de curvie că sunt compatibili. Curvarii nu sunt compatibili niciodată. El e curvă ca el, ea e curvă ca ea. Adică n-au niciun fel de compatibilitate. Când îi aud acum, băi, dar nu avem... În anul trecut am avut o mamă care era să mă bată. Vedeți că nu e greu să mă bată cineva. Pentru că la spovedanie i-am zis fetei să se mărite mai repede, să grăbească nunta. Și ce, părinte, nu putem pentru că nu avem sală, nu avem naș, a mai venit și mumă sală. Păi, dar nu ți-e rușine, te bagi aici peste noi. Și-a scupat, dumneata, vrei spectacol în Piața Mare sau vrei ca fata dumneitare să fie mireasă? Măriți o curvă sau o fată cu viitor? Cum, părinte? Păi asta de 8 ani, dar nu stai 8 ani în apartament să bea ceaiul și cafeaua de dimineață. Nu-ți nebun nicio. Noi nu păstorim un popor asexual. Care stă așa, ca îngerașii din primul de la apartament la unul. Să fii serios. Atunci femeia a picat-o, a căzut pe gânduri și s-a ridicat de pe gânduri repede. Și acum când săptămânile trecute le-am botezat nepotul, parcă n-au mai fost așa de supărați. Deci le recomand, dacă nu sunt compatibili, s-o taie. Și le rog foarte mult pe tinele domnișoare, nu vă îndrăgostiți de alcoolici. Nu o să-i îndreptați, vă dau scris. Iar băieții, nu vă căsătoriți cu muieri care pipă în fabrica de tutun la oaltă, plus încă două, trei fabrici, și care le și glojdesc, ca să zic un termen ardelenesc. Pentru că niciodată, nicio situație, decât cu foarte mare efort se schimbă. Ajutați-i, dar nu prin Sfânta Taină. Ajutați exact cum trebuie, prin profesionism. Avem un băiețel de 3 ani și 2 luni diagnosticat cu tulburări din spectrul autist, în urmă cu aproximativ 6 luni, timp în care am început terapia ABA în două centri, la București. Asta a rezolvat puțin urmările, dar cauza rămâne. Ați putea să ne îndreptați pașii către rezolvarea cauzei? Să vă spun. Anul trecut la Sibiu am făcut un tur de forță și am adus de la Macerata, din Italia, un dintre marii profesori de psihologie pe autism,
Crispian, se cheamă Piotr Crispian. Mergând prin spitalele din România, din Brașov și în centrele care le-am făcut la îndemână, am constatat că 87,8% dintre copiii diagnosticați cu autism nu erau autiști. Noi, ca în toate domeniile, inclusiv în România, avem mii de specialiști în psihologie. Mii! Sute de mii! Nici nu se pricepe, de fapt, la... Foarte rar sunt câțiva care se pricepe la autism. Mergeți la o recondiționare a ceea ce au ei de făcut. Vedeți despre ce este vorba mai departe, nu vă pierdeți speranța, iar rădăcina nu mai puteți să tăia, că sunteți dumneavoastră. Autismul nu este o boală. Autist a fost Einstein. Autist a fost Newton. Eu însumi sunt un rău autist. Și ce simplu e să vă controlați, că toți avem o doză de autism. Intrați o dată cu mașina într-un sens giratoriu și să-mi spuneți cum reacționați când vedeți că unul se îndreaptă prea aproape de dumneavoastră pe sensul dumneavoastră de mers. Tendința este să-l lași pe cel din dreapta să treacă tot timpul. Să-i un autist de dreapta. Sunt mii de alte modalități de a ne exprima ca atare. Ați văzut că pe patul de moarte, nenea ăla care a inventat ADHD-ul, a spus că a inventat o prostie, de fapt. A dat de lucru un orban. Autismul, eu cunosc un caz celebru la noi în Sibiu, al unui băiețel care are, Sebastian, are 24 de ani. Și tatăl lui ne-a mărturisit un lucru care pe mine m-a marcat fundamental. Că, știți că autiști, în general, nu suportă atingerea. Asta e singurul mod de a... Îmi pare rău că sper să nu se supere că povestesc povestea. O să iau doar o venire după. Și a zis că singurul mod, auziți aici, singurul mod în care își poate îmbrățișa copilul este când îi bagă cămașa în pantalon ca să-l scoată la plimbare. Fiecare boală de genul acesta este o lecție pentru toți. Îmi pare rău că suferiți, că știu cum e. Știți ce am făcut, în schimb, la Sibiu? În general, copiii autiști nu au răbdare în biserică. Se mișcă foarte mult și deranjează. Păi, cu vioase mai ales. Trecute de vârstele 13, 14, 15, 16. Dacă totul este trecut, până și popa trebuie să facă cum zic ele noastre. Avem și noi. Avem o echipă zdravă de la catedrală. Acum s-a mai gândit de servici, nu știu de ce pleacă, nu știu. Nu am nicio explicație. Și am luat copiii și sâmbăta în curtea interioară de la facultate, am invitat-o pe o mămică să-mi aducă fetița să-i împărtășesc. O fetiță care face pe zi 12 km. Deci atât de mult merge. Și m-am scumpărtășat, după aia ca avion, știți, că ne-am jucat. Până când a reușit real să o împărtășesc. Știți că părinții au venit a doua săptămână? Din toată zona Sibiu și Brașov? 50. Știți că ani de zile noi n-am avut preoți care să facem în casele bolnavilor de SIDA? Când mi-am făcut prima incursiune între ei, am constatat că, de fapt, nu atât bolnavului de SIDA, cât părinților copilului bolnav de SIDA, era cel puțin la fel de greu. Nimeni n-a stat de vorbă. Vă recomand cu maximă seriozitate. Căutați să mergeți cu terapia cât puteți de departe și cu ajutorul Dumnezeu să găsiți și alte forme de diagnosticare, ca să vă fiți foarte sigur că este vorba despre autism. Și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi o să încercăm să... O să vorbim după conferință, dacă vreți, vă las mail-ul și ținem legătura ca să putem să găsim oameni care să vă ajute. Nu-i lăsați singuri. Deci, mesajul meu către comunitate este nu-i lăsați singuri. E cumplit. Când te doare o măsea, e cumplit. Dar de când te doare copilul tău, cum e. Trebuie să ne învățăm la biserică să reacționăm în grup. Nu umilindu-i. Nu umilindu-i. Tendința noastră de a lua să strângem bani și le dăm. Oameni buni. O mână caldă întinsă la timp e mai de preț decât o fabrică de pâine fierbinte. Fiți cu minți. Ajutați însoțiții cu privirea, rugați-vă. Puneți unii pentru ceilalți la bătaie toate eforturile. De exemplu, eu știu ce le lipsește mamelor copilor de autiști. Ca și copilor în general. Și o oră pentru ele însă. Să se odihnească, să gândească la lor, nu la altceva. Grupul de sprijin în contextul autismului stă acum mai nou, luăm copilul care este, nu e foarte ușor de bănuit, și lăsăm pe mame să se plimbe prin oraș, să ia aer, să aibă măcar o oră pe zi a lor. Ce părere aveți despre socializarea pe Facebook cu numele lui Hristos? În două prostii. Azi de dimineață nu mi-a dat prietenia pe Facebook copiii Maicii Domnului. Și barul, beton. Am primit și un mesaj de la Bogorământul, nu știu care. Am și o prietenie cu acoperământul Maicii Domnului. Acum, nu că nu știam că îmi place acatistul, dar parcă mă leacă din bun sens.
Știți ca la doamna Plicina. Nu la nas, la obraz trebuia să atingă. E problemă. Orientarea degetului. Am o prietenă care, în urma unei cărți citite, a trecut la adventiști. Cum pot să mențin această prietenie atâta timp cât de fiecare dată când vorbim, ea încearcă să mă conving. La mine e religie criticând tradițiile și practicile ortodoxe. Cinstirea icoanelor, sfinților, maștilor. Daniela, pentru că ai semnat, spun pe lume, să spun o treabă. Asta te obligă să începi să citești. Eu am fost crescut în vacanțele de vară din Maramureș de niște adventiști. Mătuși și unchi de-ai de-ai mamei mele. Prima dată ia-mă la mișto. Eram secretarul de cer pe mea. Comandant de unitate. Adică, ce treabă aveam eu cu Scriptura? Păi am obligat să încep să gândesc. De exemplu, multă vreme n-am găsit niciun argument să le spun că icoana este pomenită în Scriptură. Deci multă vreme. În mintea mea, eu câtă Scriptură știam eu în vremea. Apar n-are. Eu am citit Scriptura într-o noapte, între a șaptea și am dormit 6 zile. Și când m-am întors acasă, și când m-am întors dintr-a noua la școală și am început să-i vorbesc profesorii de limba română, a sunat-o pe mamă, doamna Nicola. E o problemă cu Costi. Are altă limbă română. Așa, exact așa. Are altă limbă română la el. Ei bine, până la urmă, argumentul meu a fost fundamental. I-a zis, uite, la schimbarea la față, la un moment dat, Petru îi spune Mântuitorului, bine, ne este nou aici, haideți să facem 3 colibe. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Nu e icoana autolibă în care locuiește Hristos? Pururea schimbat la față și pururea izvorând. Tati s-a uitat la mine. Bă, dar asta, după ce am gândit-o, lăsați-o să vă provoace. Foarte bine. Sunteți o ortodoxă mediocră dacă nu aveți răspunsul la întrebări minimale. Să vă fie rușine și nouă la fel că nu vă învățăm bine ce aveți de făcut. Puneți mâna pe carte și citiți. Și nu atât, nu vă adânciți în citeală, cât în meditația la subiect. Dumnezeu inspiră răspunsurile. El nu ne vrea tocila. El ne vrea inspirați. Cereți din Hristos să vă ajute. Am eu experiența aia cu Pentecostale în care pe cuvânt, dacă urcând pe scenă, știu vreodată ce spun. Am ajuns acolo și a zis, Doamne, dă-mi! Și niodată n-am putut. Sau să vă spun, în urmă cu câțiva ani, o prietenă mi-a recomandat să vină la mine 2 tineri care se căsătoreau. El era german, neamț, pur, de la Germania. Și era o româncă de-a noastră. Și inițial, preoții noștri, ei, ia ca să treacă la Biserica Luterană, mă rog, la ce o fi luteranismul, că nu mai înțeleg nimic de când își filozofesc homosexuale și toate părările lor, la Cooperativa Luterană, când să treacă la el, i-a trebuit certificatul de botez. N-am înțeles niciodată de ce ca să intri într-o biserică care nu mai respectă Evanghelia, e nevoie de certificat de botez, dar s-a întâmplat. Că sunt și între luterani oameni de mare calitate și de mare vocație creștină și nu-i pot amesteca cu ceilalți. Că mai nou să avem o biserică stilistă luterană imediat să vedem. Și la un moment dat vine fata, a încercat la ortodox și ortodox și când au zis că ăla e din Germania, mâna greblă se pregătea a fi. Norocul nostru că frații greco-catolici la fel de năros ca ei noștri au cerut și aia bani. Catolicul nu era de găsit. Că ei trebuiau o hârtie. Nu conta de unde la și a venit la mine. Eu nu eram foarte... eram cu toate veșmintele mele sacramentale, că îmi șurubam niște becuri acasă pe scară. Și mă împăcă revele, eram chiar în... Și au sunat la... Deci nu eram în deplinătatea facultăților liturgice când ăștia au sunat la ușă. M-am dat jos, i-am dat fetei certificatul de botez, dar i-am dorit și o Scriptură. Și am zis, uite, dumneata, să intri într-o biserică care pune foarte mare accent pe cunoașterea Scripturii. Să nu ne faci acolo de rușine. Și ca să înțelegi mai bine ce ai de răspuns, uite, stau o Scriptură, ultimul rând de era în domeniu, cu note, cu notată, iau ea mea, să o dau, să nu ne faci de rușine acolo. Și la nenea ala m-am întors și i-am zis, uite, te rog frumos, asta este, din partea mea, o icoană, nu pentru dumneata, pentru dumneata nu crezi în icoană, dar pentru băieței și fetițele care o să o ai, să-i pui în dormitor, pentru că icoana asta, zic, emite din ea niște radiații așa de obicești, niște energii necreate, care tot timpul îți va proteja copiii și până să-ți vină polițaiul, până vine salvarea, băs, icoana e acolo, rezolvat-o din asta. I-am pupat, n-am făcut scandal, n-am făcut colatorialul crește prăjit, n-am, nici n-aveam timp, că m-au becurile. M-am urcat înapoi pe scară, sunarea și la ușa. Deschid, neam zice, tu vreau să mă cunun. Vineri l-am botezat, sâmbătă l-am cunun. L-am chemat și pe actualul episcop luteran, un om foarte de
treabă. L-a rugat și pe Năzhagi și pe Vino, ca să nu zici că țara în inferia ta, bă. Spunea, numai asta, n-am, să mă bat cu nemții acum fai lor, știi? Hai, lasă-mă, stai și lumea ta și dacă vrei la sfârșit să zici un cuvânt, zi, că nu mă deranjează. Adică, de ce să înțelegem că atunci când te inspiră Dumnezeu, nu mai ești tu care faci pe deșteptul și așa. Rugați-vă la Dumnezeu și o să vedeți ce poate Dumnezeu. Oh, oh. Pentru mine, marea problemă era că adventiștii spuneau tot timpul că nu-i bine să mănânci carne de porc, că Dumnezeu a scos dracul din ăia și l-a băgat în porc. Că, aoleu, am stat un an de zile pe post, așa, că mie din post, eu din post nu țin postul, maharul țin așa cu dinții. Și am zis la un moment dat, am zis, și am stat eu și un an de zile, în vara următoare, când am zis că, bă, mătușa, am avut dreptate. Dar ce te faci că pe porc și-a mâncat pești și voi ați mâncat la pești de mâncat? Sunt angajat la Comisia Națională. Cum se reacționează atunci când unii colegi discută negativ la adresa bisericii vieții religioase, clarul ortodox? Mă, oameni, nu au dreptate. Dar nu sunt eu nici ei să nu vadă ce flori sunt pe dați-le dreptate unde de dat dreptate, combateți unde de combătut. N-are nicio treabă cu Hristos faptul că eu sunt gură mare. Și că mă scapă gura câteodată să sunt prostit. Ce treabă lui Hristos? E motivul pentru care Părintele Evrie, Dumnezeu să-L odihnească, spunea că toți profesorii de teologie ar trebui îngropați în cimitir de mănăstire, să aibă cine să rugă după ei. N-ai cum să nu greșești când muncești. A, dar custăm multă vorbire. Sigur că nu greșești. Deci eu vă recomand să le... Deci ce... știți că am făcut un test la copii din două județe, la noi acolo, la Brașov și la Sibiu, și am întrebat care e cea mai mare calitate a unui preot predicator. Am document. Știți ce le place copilor cel mai mult? Sinceritatea. Ei așteaptă de la noi sinceritate. Ăia de la multinațional sunt niște copii mai mari. Se joacă cu alte jucării. Nu se joacă cu... Nici ai noștri să mai joacă acum cărți de desenat de colorat. Se joacă tot cu laptopuri și cu toate cealaltă. Deci dați-le voie să-și manifeste. Spuneți, da, până aici e dreptate. Așa este. Dar hai să nu le ducem la atât. E ca și cum eu l-aș judeca pe el. Deci eu nu pot judeca o multinațională pentru că șefului din Statele Unite fură de spargeri. Pot fi eu supărat pe cei de la CNADR-ul românesc în Macedonia, aceeași firmă a făcut autostradă de 40 de kilometri cât au cheltuit ai noștri pe 280 de kilometri? Nu pot să-i jignesc pe oamenii din subordine. Trebuie să am grijă cine greșește, acolo trebuie să văd. Și oricum, din gargară și din vârfă nu se îndreaptă nimic, asta e clar. O familie mixtă, catolic și ortodox, lăsătoriți catolic, poate să fie nașul unui cuplu ortodox. Asta cu mixtul să vă spun cu mine. Doamna a trecut o foarte bună colegă de-a noastră de la o editură, care ne este prietenă, a ținut să se însămărite neapărat. Și bine a făcut. Și nașii erau, unul dintre nașii nu era ortodox. Și insista. Punea presiune și a zis, omule, nu eu te-am scos din ortodoxie. Și eu zic, hai, dacă vrei, hai, sfatul ăla. Dar vii după regulile mele. La mine acasă, joci pe regulile mele. La tine acasă, joci pe ce regulile mele. Știți? M-au întrebat în turnul sfatului într-un ziar de la noi, de la Sibiu, dacă greco-catolicii sunt eretici. Asta e o întrebare grea, că n-ai cum, nu poți jigni oameni, dar trebuie să spui și adevărul. Și am răspuns, greco-catolicii, virgulă, Biserica Unită cu Roma, virgulă, făcând parte integrată din Biserica Romei Catolică, nu au comuniune liturgică cu Biserica Ortodoxă. Și dacă vreți să aflați motivele pentru care nu sunt ca noi, uitați-vă la actul făcut într-o cancelarie unică la Viena. De ce s-au rupt de Ortodoxie? Nu-i treaba mea. Întrebați-i pe ei. E chiar pe sectorul lor. Unor chiar vă dau cuvântul meu domnul, nici nu mai știu de ce greco-catolicii nu sunt ortodoxi. Eu tot întreb și ce aveți, mă? Ce avem noi și nu vă folosește vouă? Că văd că atunci când am avut biserici, le-ați vrut înapoi. Pădurile le-ați vrut înapoi. De ce nu vreți, mă, și dogma Sfintelor Sinoade? Și știți de duplicitatea? Că aici e unul dintre riscuri. În urmă cu câțiva ani participam la o mormântare și un părinte greco-catolic bătrân, pentru care mi-am păstrat stima inalterabilă, dar cățelul trebuie să zică și el ceva că e mușcat, nu? Deci, părinte, vezi unitatea bisericii noastre, că noi și noi astăzi avem în calendar pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și zis, părinte, bravo, minunat! Dar ce te faci? Că n-ai și învățătura lui în doctrina Dumitale. Știți că a fost șocul la, papa, la moartea papa Ioan Paul al II-lea? Când a cerut la mormântul lui pe lângă Francis de Assisi să fie pictat Grigorie Palama. I-a nebunit pe catolici. Era profesor de la Ancona, unul dintre marii însemnatori ai documentului de la Ravenna. Turbat. Era supărat foc. E nebun asta.
Pentru că Grigorie Palama este și învățătorul energiilor necreate care sunt, nu? Contra erezia lor și altele de genul acesta. Dacă asumi un nume, să-l pun la cap. Eu încerc să țin postul și celălalt de rânduieli bisericii. Dar ce să le spun părinților mei care gătesc de dulce în zilele de post și îmi spun că nu are nicio importanță tratându-mă cu ironie. Nu, acum mâncați cu ironie. Țineți ce puteți să țineți. De exemplu, ar ține ostentativ postul în defavoarea lor, iarăși nu e urmă. Mâncați cât mai puțin. Uitați-vă la botele ce mai zic. Mâncați cât. Deci, eu cred că nu e important în post cât mănânci, ci cât reușești să nu mănânci din ce ți se propune. Cât reușești să dai deoparte. Mulțumesc. E prea mult. E prea mult. În ultima vreme ne-am învățat să înlocuim toate cu soia. Soia mama hoherului, că ne-a nebunit pe toți. Totul e soia. Și uitați-vă bine că dacă nu-i soia, este urzică. Dacă nu-i urzică, e pătlăgică. Păi dacă mânci un coș de pătlăgere, tot același lucru. Trebuie să știți să vă antrenați corpul să reziste să meargă mai departe. Cartele de sănătate, să le refuzăm, conțin semnul diavolului. Dar nu-i niciun semn de diavol. Eu vă doresc să nu-l folosesc niciodată. Asta e tema. Biserica trebuie să vă ajute să nu-l folosesc niciodată. Putem specula cât vrem. Dar biserica, niciun om al bisericii nu are voie să speculeze pe numere și pe cuvinte, pentru că nu suntem nici numerologi, nici vrăjitori. În conformitate cu cerințele Evangheliei, suntem datori să vă spunem. În situațiile grave de sănătate veți avea nevoie să mergeți mai departe și fără acest act nu veți putea intra în spital. Nu pot să vă învăț altceva decât mă învață Scriptura. Fiți demn, ferm. Vă doresc, dacă aveți capacitatea să refuzați, dați-i drumul, nu vă oprește nimeni. Eu nu mi-am luat nici acum pașaport de ăla, vezi, zburat intercontinental. Nu m-a interesat. Pe mine m-a impresionat foarte tare că vorbeau împotriva pașaportului cu chip oameni care zburau în America și aveau nevoie de el, acolo de aranjă. Stai bine de acasă, mă! Ce te trimite? Pe tine popul ortodox în America. Ca să ce? Îi convertim american. Sunt convins. Convingeri ferme. Că sunt lucruri care nu le sunt necesare. Știți când zicea Seneca lui Lucilius că adevărata sărăcie nu e să nu ai ceva, ci să vrei mai mult decât ai. Nu fiți săraci. Dar la carte, acolo e o problemă clară. E interesant că spunem nu cardurilor de sănătate, dar folosim internetul, care este codat 100%. Suntem împotriva cardurilor de sănătate, dar vorbim la telefoane de ne înroșim urechile securiștilor săraci, că nu mai pot. Hai vă mai încet, că nu pot transcrie. Cum ar trebui privită rugăciunea neîncetată în contextul lumii contemporane? Eu cred că trebuie privită cu maxim echilibru. De curând a apărut la Doxologia un volum 4 al unor scrieri ascetice, într-un volum așa mic. Și între ei este al doilea volum, este legat de Sfântul de Ioan Postitorul, exact cuvânt ascetic. Așa se cheamă, despre rugăciunea inimii. Arată și vechimea, dar mai cu seamă arată altceva. Importanța să rostești cu Dumnezeu rugăciunea inimii, nu împotriva Lui. Deci nu cu grabă, nu cu neatenție, nu doar ca să îndeplinești ceva, nu ca să bifezi ceva acolo, ci să rostești rugăciunea inimii cu Dumnezeu. Adică punându-te la dispoziția lui Dumnezeu. Deci dacă eu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, aveți senzația că Dumnezeu nu mi se va pune la dispoziție pentru ce am de făcut? În urmă cu ceva ani, la o biserică de la noi, de acolo, din Sibiu, venea o doamnă foarte evlavioasă. Saltirea, catism. Într-o zi o văd oarecum vânătă la un om. A doua zi era vânătă un pic mai tare. Și la ce? Părinte, a nebunit bărbatul. Eu mă rog toată ziua, sunt în rugăciune, postez. Ne merge, nu vine și bărbatul. Stai să lămurim. Lucrează? El era pensionar. Da, ce? S-a apă la niște șase, s-a angajat să mai aducă niște bani, să ne acoperim casa. Boală omenească. Bine, și că e bine. Ce-i pui dumneata pe masă? Păi n-am timp, părinte, că am de făcut saltire, am artistul. Și-o doi, mamă, pentru asta nu trebuia să te măriți și să faci cofii, trebuia să duci o vârfă mută, la mănăstire, adică las-o așa ușor. Zic, uite, face mâine altă. Cât matale faci tocana de picioci
și pui ciorba de fasole la fier, eu vin și citesc la psaltire. Dar fă ciorba. Da? Păi, eram tânăr, preot. Ce să-i fi zis bietei femei? Ne-am dus și după liturghie făcea o ciorbă excepțională de fasole cu ceapă. Excepțională! Vorbesc și am probleme. Și am zis, zic, și am întrebat-o, am stat acolo, am povestit, ea stătea foarte aproape de biserică, am mai povestit despre nepoți, despre copii, când au început să chiarbă, că bun, acum mă duc că mai am ceva de rezolvat la biserică, mă întorc dacă vreau. Și nu că e cam bun. A doua zi zic, vrei să vii? Nu că zic, uite, ți-am adus un CD, zic, cu satirea, pune acolo paralel, faci matale la tocănița cealaltă, te mai faci altceva de bucare de cuza. Bine, părinte, pune-mă acolo. Mai după vreo săptămână vine bărbat, un om simpatic, altfel, jos cu polele, la cam n-a. Noroc, vrea să și mănânce o bine serios. Și zice la un moment dat, ce părinte, nu știu dacă ai dumneata vreo harismă specială, dacă ai scos dracul din muierea asta. Râdeți. Dar vă dați seama la ce concluzie ajunsese omul în fața rugăciunii nevestei? Că în loc să se îndumnezească, mai mult s-a îndrăcit. Orice exces, deși la rugăciune nu prea există exces, dar orice exces de lipire, de carte, de text, de acolo, nu duce niciodată la ceva bun. La botez mai nou a luat obiceiul de atunci când înconjurăm, odată că la Sfințire Ave mai au și cât un copil de mână și mai jucăm cu mâna din apă. Eu sunt catehet, nu sunt liturgist, să te fac greșeli. Și de-a doua, când facem înconjurarea mesei cu copiii, pun pe toți copiii care participă la botez să ducă câte ceva. Unul duce Evanghelia după mușchi, așa, că nu pot să pot un mic așa. Unul lumânare, unul o cutiuță, crucea grea de păi, la unul i-am dat felonul, că nu mai aveam ce să dau, că erau mulți. Am avut și un botez cu 80 de copii participați la botezul respectiv. Erau familie foarte tineri și au venit cu copiii. Știau că fac și un pic de joacă cu ei. Și știți care e ce le spun după aceea? Le iau ori așa cum mai stâmpă și gata. Au rezolvat, au făcut un cont. Mergeți și pupați-vă părinții. Și toți se duc la părinți și caută și pupăcesc pe acolo. A te pupăci. E parte integrată a rugăciunii. Asta am uitat. Noi nu creștem niște beizadele în rezervații mistice. Și trebuie să creștem oameni vii, cu comunicare și cu raport normal cu ceilalți. Cu asta la casă. Am vorbit pe asta. Cum au apărut negri și chinezii? Negri și chinezii au apărut de la mama lor. Știți că nici ei nu se mulțesc cu degetul nas. Domnul, pentru a le da rezistență în diferite puncte ale lumii, a creat, mie aici mi se pare genialitatea lui Dumnezeu, că pentru fiecare loc din lume a pus să semnalizeze câte un soi de om. M-a dat că noi am avut și dinozauri pe arcă? Cred că da. Pentru că Dumnezeu, în mare lui știință, știa că vom consuma benzină. Și o să avem nevoie să putrezească ceva mai mare, ca să avem de unde lua pe om. Genetic, băiatul are o predispoziție spre poligamie? Nu. Geriatrică apare asta, odată cu creșterea vârstei. Când ești tânăr, nu prea ați ardă de poligamie. Te bucur cu prima fată care întâlnește. Când mai crești, când îți crește mașina, când îți crește contul, ce să faci fițe. Asta se cheamă curvie. Deci poligamia nu există. Este o formă de curvie. Sigur, de apreciat la unii care cred că o pot aprecia, de depreciat la noi care spunem o leacă de bun sânt, stai, cred că doare cap. Sigur că poligamia poate însemna foarte multă. Da? Poligamie nu înseamnă neapărat să te măriți cu toată, dar la noi asta e boală, da? Deja. Care cum trece deja, te-ai mai însura o dată. Deci? Oricum, ce-i poligamia față de căsătoria ăstora cu XX și YY? Aproape o nimicatoare. Observați cum au căzut în desuetudine unele texte, tocmai pentru că sunt depășite de realitate. Realitatea poate fi. Te rogi pentru cineva anume, dar nu vezi nicio schimbare. De ce? A, nu. Așa, stați să îi invers așa. Cu ce rost se aprind lumânările pentru vii și morți? Sunt două moduri de a participa la aprinderea lumânărilor. Pe de parte e o jertfă personală, care sigur că poate fi cumpărată și arsă și gata. Dar pe de altă parte, zilele trecute am primit un pomenic de la o puștoaică. Cu lumânare și cu bilet. Scria pe el, Doamne, dă-i tu pupici lui bunica că s-a dus. Sfinți părinți, cum aș trebui asta. Doamne, dă-i tu pupici bunicii că s-a dus. Și este un not de a da un pupic peste gard. E simplu. Nu-i mare.
Să știți că lumânele pentru morți înseamnă exact ce înseamnă și pentru noi cei vii. O lumină întuneric. Sâmbătă seara am fost la un parastat de civil și ne bătea la tot soarele în loc de nu vedea nimic. Era o lumină de asta absolut fenomenală de seară. Ne-a orbit. Și ați vedeți? Asta e și parastasul pentru cei plecați. O lumină care ne orbește, dar noi știm că deja ai noștri sunt aici. Muntele e dincolo de ceață. Nu pentru că e ceață, ci pentru că muntele e dincolo de ceață. Asta e credința. Dincolo de orbirea pe care ți-o dă lumina, e însăși prezența celuilalt dincolo de lumina care te orbește. Așa e și cu lumina. Sigur că acum noi am făcut și un pic de afacere din asta și toată lumea despre asta vă vorbește. Despre afacere, despre cum iau aia, cum face. Fiți cuminți, închideți urechile și faceți ce trebuie făcut. Aprindeți pur și simplu pentru cei plecați un semn de binecuvântare. Eu acum, când a plecat tata la Domnul, mi-am luat un obicei, sigur, neliturgic nici asta, dar să știți că mie îmi pică bine. E de rădoială. Când pomenesc mirida cu cei plecați, îi mai puc din când în când. Îi duc spre buze. Sigur că nu-i canonii, dar e modul meu de a spune că n-au dispărut din orizontul rugăciunii. Având în vedere că trăim vremurile de pe urmă, așa au crezut toți. Unde ne e mai bine? În mănăstire sau în lume? Păi dacă mergeți în mănăstire ca pe vremurile de pe urmă, tot atât ai cam lume. Stați cu minți. Mergeți acolo unde vă îndeamnă duhovnicul. Asta nu e un subiect de conferință. Este un subiect de construcție reciprocă cu duhovnicul. Absolut. De sculptură în duh. Unul către celălalt. E ideea cu vremurile de pe urmă, stați calm. Ușurel. Că și dacă sunt, n-o să ajung de la știri, stați cu minți că n-apucă ăștia. Uite, vor fi știri care nu vor încăpea niciodată pe ecran. Lipita de secundă în care nu va mai fi nimic în ceea ce este. Te rogi pentru cineva anume, dar nu vezi nicio schimbare. De ce? Pentru că nu e nevoie să vezi nimic. Eu am stat așa de multe ori, dacă s-a schimbat, poate după cum ne-a rugat, noi ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu! Dumnezeu are alt creier decât noi, e clar. Gândește altfel decât noi. Închipuiți-vă când vă rugați pentru binele către unui profesor la oră, sau către unui politician. Păi n-am avea Bucureștiul plin de cadavre. Ați acceptat cardul de sănătate? De ce da? De ce nu? Am răspuns anterior. La mine a fost și o problemă că trebuia să mă înscriu să mă operez. N-aveam cum să merg fără aparat. Până la urmă să știți că nu l-am scos din buzunar. Mă putea pe cuvânt că sunt angajat. Am față de angajat. Și ăia la care mă duceam știa oricum despre ce e vorba în viața mea și ei aveau un dosar în care oricum scria ce scrie și pe carte. Știți mă, că acum scrie pe carte, pentru că mă văd marțienii. Sunt cumpliți de frică. Bă, de când a ajuns oare frica și bau-baul să fie sfinți în biserică? Știți un sfânt de aici de pe pereți care a urlat cu fiară, cu o fiară la oameni, să-i pună la fundă? Am un prieten baptist. Și eu. Ce mă sfătuiți să fac? Eu sper să-l aduc la ortodoxism. Aduceți-l la ortodoxie. Ortodoxismul eu am o rezervă așa. Știți cum? Nădăjduiți și credeți până în sfârșit. Eu sunt convins că în situațiile în care lumea merge în direcția în care orice om care se maturizează în credința lui, vine la ortodoxie. Nu poate rămâne în starea în care. Deci orice om care conștientizează credința și vrea cu adevărat să fie cu Dumnezeu, nu poate să nu fie în ortodoxie. Asta. Și acum să văd, fiind serios, eu n-am prieten baptiști, eu am prieten oameni. Eu mă prietenesc cu oamenii, n-am treabă. Nu vă chipuiți că îi întreb tot timpul, băiatul. Îi văd. Eu m-am împrietenit cu oameni care m-au înjurat, care m-au scuipat. Orice te ucștenești, bun, bun. Vomitau la mine în fața stării, numai așa să loptice pe popă. Botezat, miruns, pe bune! Când o fi fost mic, o fi fost și împărtășit. Stați cu minți. Dracu-i și la noi, nu numai la ei. Prietena fratele meu este protestantă. I-am vorbit și despre botez și despre importanța lui, însă ea susține că a fost deja botezată la ei. În ce constă botezul lor? Depinde de nuanța de protestantism din care vine, dar de obicei, la ei este un gest de simbolic, mai mult decât orice. Nu intrați în amănunte că s-ar putea să nu știți nici să vă explice, deși a făcut catechism foarte bine. În orice caz, sfatul meu prietenesc este totdeauna să ajutați cu decență la lucrurile acestea. Nu impuneți nimic,
N-am văzut vreodată unui tânăr să-i poți impune ceva. N-am. Dacă e bun stângă, el merge în dreapta. Așa în armată. La dreapta, toți mergeam în stângă. Nu știu ce vreau. Și erau oameni în toată firea. Deci există o tendință de anarhie la tine, pe care e bine să o țineți minte și să nu... Și oricum nu forțați nota niciodată. Nu forțați nota niciodată. Mi-a spus mie odată cineva că Domnul, dacă nu trece la ortodox și la moare. Păi zic, și la noi se moare. Ce se face? Da. La fel cel mai câștigat pe paghetul de el. Nu? Sau o altă doamnă, două doamne care s-au dus la Părintele Rafael și a zis, Părintele Rafael, ne-am vindecat de cancer. Și Părintele Rafael, bine ați venit în lumea celor care mor. Nici noi nu suntem așa de special cum credem. Dar nemurirea noastră este bazată pe învierea lui Hristos. Eu cred că în botezul protestanților și neoprotestanților e un pic de apă chiar. Țină minte, pe anii 90, la trase, la o piscină din Cluj, cum botezau aia pe o bandă rulantă. Doamne, Doamne, ce spectacol era! Erau îmbrăcate ca în biserica primară, cu haide lungi, albe, care deveneau mult mai interesante la privit la ieșirea din apă decât la intrare. Adică nu poți să faci din spectacol din botez. Deși să vă spun, normal ar fi toată comunitatea să fie martor la botezul copilor care intră în comunitatea noastră. În mod cert. Botezul nu este o slujbă privată, ca nimic nici avem în biserică. Dar cu atât mai mult ar trebui să înconjurăm și să învățăm să ne respectăm propriul nostru botez. Noi vrem să învățăm pe protestantă despre botezul nostru, dar nu știm nimic despre noi, despre botezul, dar noi pe nostru nu trăim niciodată. Trăiți-vă botezul, dovediți ce înseamnă puterea Harului Duhului Sfânt, ce înseamnă să mori și să vii cu Hristos, să mori și să vii cu Hristos, să mori și să rămâi candidat la înviere cu Hristos. Nu? Că asta e tema botezului. Și apoi toate vi se vor așeza la tine. Discreția, bunul simț, sunt darurile Duhului Sfânt. Nu ale Sfântului Spirit. Și cu atât mai puțin ale Sfântului Scaun. Cât la sută din tot răul petrecut în lume este influențat de masonerie? Mult, probabil, dar și mai mult de noi înșiși. Uitați-vă la noi, că noi nu ne rugăm de lene. Nu are masonul treabă cu noi. Sunt niște puturoși. Când nu postim, ce vine masonul? Și că nu posti, fiule. Și vine masonul la voi, aveți un mason să vină să vă zică dați-vă mâinile jos de la rugăciune. Ați văzut vreun mason la liturghie când vă zboară creierii prin toate părțile? Asta dacă am avea un radar în altar, ar fi pulcuri de cior zburând în jurul bisericii. Fiți cuminți! Ei își văd de treaba lor. Noi de ce nu ne vedem de-a noastră? Că lor nu ne opunem descoperindu-l. Lor ne opunem descoperindu-l pe Hristos în propria noastră viață și nemai putând trăi fără El. Fără El putem trăi, stați liniștiți. Ce ar trebui să facă omul pentru a fi unul cu Dumnezeu? E mai greu așa, chiar unul nu merge. Dar aveți aici rezervă. Spoveditul și pasul în față. Asta e cel mai important. Eu, constat la Catedrala la Sibiu, se împărtășesc pe zi, duminica, în jur de 80 de copii. Cu părinții lor. Inițial au stat în brațele părinților. Până le-am zis la părinți, nu vă mai primesc numai cu abțibilul. Ori vine tot orga, la pachet. Au început să râd, am glumit, din glumă am trecut la serios și să vedeți acum 80 de copii cum și-aduc în 160 de părinți la părtășit. Copiii sunt cei mai mari misionari ai Bisericii Ortodoxe. Și femeile peste votare. Dom'le, câți musulmani au convertit fetele astea, dom'le, ceva de speriat. Câți italieni, câți francezi, câți belgi. Occidentul tot e convertit pe bază de apostolat feminin. Asta e. Pentru că la Dumnezeu, spre deosebire de noi, iubirea nu are confesiune. Ghinion. În ce proporție omul, nu știu ce aici, în fața lui Dumnezeu, față de masonerie. Iar cu masoneria. Ce ar trebui să fac eu pentru a veni mai aproape de Dumnezeu? Să știți că nu există o rețetă. Apropierea de Dumnezeu e dată fiecare după măsura lui. Unul se apropie de Dumnezeu tăcând, altul vorbind. De exemplu, maicile care stau într-o priveghere de toată noaptea, de la 11 noaptea la 3 dimineața, tone, canoanele citite corect, omenice citite, pregătite pentru liturghie, tot. Nu sunt mai presus decât mama care face să-i scadă temperatura copilului. Care trăiește în ea însăși toată drama și toată angoasa aceasta că își pierde ceva. Că nu poate supraviețui. Acum și tații sunt smurt și ei. Sunt în afară. Ați remarcat că cea mai vie priveghere o avem când ne sunt copii atinși de boală. Atunci Domnul ne ceva aminte de toate păcate. Să ne spovedească atunci duhovnicul. Ce mai tari oameni din lume. Asta e ideea.
Pentru fiecare Dumnezeu rândul e un punct anume de întâlnire. Care este părerea Bisericii în relația dintre masonerie, om, om și ceva? Haideți să spun eu. Biserica și-a exprimat părerea de repetate rânduri, a dat și hotărâri de sinod și... În primul rând, Biserica nu are părere. Vă atrag atenția, scoateți-vă din limbaj, Biserica are dogme. Punct. Învățători de credință. Păreri, am eu, Nicola Constantin Valer, fiul frizerului și al vânzătoare, care am ajuns preot. Eu îmi dau cu părerea, dar Biserica nu are părere. În al doilea rând, obsesia asta pe masonerie, pe cardul, pe 666, ne-a făcut să ne depărtăm de Hristos. Am ajuns un fel de biserică care taragotizează pe dracu, ca să nu spun asta. E ca în Vinerea Mare, când călugărul ăla șterbea ulețul la, de bibilică la candelă și a venit stare. Ce faci pafnut aici? Păi, ăsta ne duc eu dracul acum. Și dracul de după supă. Fii serios? Că nici eu nu știam asta. Adică, încetați să mai vorbiți în numele subculturilor creștine. Hristos ne cere să vorbim din El și despre El, celorlalți. Sigur că atunci când e de atins ceva, atingeți, dar atingi și fugi, că se ia. Masonerie e ca beția. Se ia repede. Și la vârste mari. Care ar fi rețeta mântuirii? Există o rețeta mântuirii. Am spus că nu. Cred personal, cred că nu. Glicogen, oxigen și eucaristie. Dacă peste 10 ani ți-ar impune să participa la slujbe cu catolici din ordinul Patriarhiei, cum ați răspunde? Prezent. Prezent. Dacă e nevoie de mărturia mea în mijlocul lor, oricând cu drag. Nu mi s-a întâmplat să merg la o întâlnire cu catolicii să fac misa. Sau să mă apuc să mă rog ca ei. Eu m-am rugat ca mine și le-a plăcut. Aveam și barba un pic mai mare. Și... Noi suntem priviți la întâlnirile astea internaționale așa ca niște maimuțe, că suntem din copaci. Dar ce ar fi o grădină zoologică fără o maimuță? Ia, veniți-vă bine. Lasă orice grădină zoologică. Vă spun mai muncă acolo. Nu, fiți cu mine. Și apoi să vă mai spun. Mie reverenda mea vă pune în cui oricând. Nu am nicio problemă. Chiar nu mă simt legat de preoție decât fundamental. Nu mă simt legat de o preoție administrativă. Pe bază de bilet. Știți că nu ne-au hirotonit niște hârtiuțe. N-am ieșit cu diploma lipită în frunte și de atunci a fost preot. La unde ești? La școala de preoți. Hai, dacă e serios. Aceea e școala auto. Nici aia care fac școala auto nu ies toți șoferi. Ce vorba așa? Care ar fi alternativa socializării virtuale, ținând cont că în interacțiunea directă persoanele nu mai sunt atât de deschise și poate mult mai reticente și temătoare? Nu există alternativă. Socializarea pe Facebook este o formă de informare. Relația personală este una de comunicare și de comuniune. Eu sunt convins că a jucat un rol mare, de exemplu, Facebook-ul la conferința din seara aceasta, că s-au anunțat unii pe alții, sau mesajul pe telefon. Se pot face și lucruri bune acolo. Tu aruncă la gunoi și la... Nu aruncăm copilul cu apa de la spălat în aceeași gaură. Dar trebuie să fim foarte atenți la un lucru. Și excesul de comuniune de acasă, când te bate cineva la cap să-i spui: dar ce gândești acum? Dar cum ce? Dar ești bine? Dar de ce ești așa? Nici asta nu e. Comuniunea înseamnă așa. Vii, respir, te auzi, comunici și pleci. De-aia e bine, după căsătorie, să nu stai cu soacra niciodată. Asta e regula de bază, nu știu că zice. Nu stai cu părinții celorlalți. Îți construiești propria unitate de comuniune. Chiar dacă ceilalți, în cazul meu, chiar așa este, chiar dacă socrii tăi sunt oameni absolut perfecți. Repet, în cazul meu așa este. Nu se face. Familiile trebuie să aibă propriul culoar de comunicare. Pentru că orice fel de deviere de la comunicarea interpersonală duce la comunicări impersonale. Sau dă exemplu ca să începeți cu de undeva. Trebuie să începeți de undeva. Acordați mai mult de 7 minute pe zi copiilor dumneavoastră. Vă rog frumos. Nu întrebând ce ai fost, ce ai mâncat, cât ai luat, de ce ai luat, cum a zis, ce a zis. Nu o bârfe de ăsta ieftin. Stați măcar la un film cu ei. Sau stați cu ei, ajutați chemați-o pe fata să vă ajute să faceți ciorbă. Și băiatul să spele vasele. Și în timp ce faceți asta, povestiți-le despre altceva. Total altceva. Treceți de 7 minute. Ca să nu fiți europeni, că iau 5. Ce poate să facă biserica în cazul în care un profesor de religie smintește copiii? De joi poate face foarte multe. S-a emis documentul prin care tânărul profesor de religie, dacă smintește copiii și e mai mult de bălăceanca decât de catedră,
Este ajutat o bază de hârtie, că biserica are și cruci și șuturi, știți? Noi trebuie să ne învățăm că biserica nu este o babă iubitoare care închide toate porcăriile tuturor. Că așa ne morșește toate comunicatele noastre, toată comunicarea noastră cu toate asociațiile astea bigote în ateismul lor, e cred că ei pot să ne scui pe gură oricând și noi, da, mai dă un picuțul pe ăsta. Bă, de 7 de ori câte 7, cred că au trecut de mult la câte l-au pe coajă biserica de la ei. E momentul să ne revenim un pic și să le spunem ușurel la colțișorul dumneavoastră acolo, cu steluța cu 5 colțuri, stați cu ei, nu vă mușcați între voi. Iar ce privește profesorul de religie, el trebuie să plece. Eu sunt adeptul orei de religie care crește oameni liberi, nu trupe de desant aerian în prostie. Iar tiripicii care au ocupat catedre doar pentru că erau neam cu neamul, care era verișor cu vecina de gard a bunicii fostului inspector de religie, chiar trebuie să-și facă bagajele, pentru că va veni un timp de cernere. Iar cei care dăunează grav sănătății religioase, trebuie real să părăsească catedrele. Nu va fi greu. Primesc hârtia, o citesc, iau aminte și pleacă. O vor contesta în diferite instituții. Să fie sănătoși. Nimeni n-a înțeles că, de fapt, pe noi la catedră ne țin sau nu ne țin copiii. Ei dau notele. Toată lumea crede că profesorul dă note. Greșit. Profesorul dă viață. Copiii dau note. Atât. Am tot timpul teama că nu sunt bun de nimic. Ce să fac să dobândesc curajul cel bun? Auziți. Nu știu cum să vă spun așa. Eu am fost portat de fotbal și tot timpul mi-a fost frică că iau gol. Și am mai și luat, na. Că de-aia ești în poartă, că de-aia iau gol. Dar niciodată nu m-am obsedat să devin bară de fotbal. O să rămân tot portat. Încercați să nu fiți victimele propriilor gândiri. Știți că era în Micul Prinț, este un moment când ajunge Micul Prinț la nenea, care avea o problemă cu supărat. Era el acolo pe o planetuță și tot e un beat normal până la urmă, că măcar ăsta bea pe față și într-o carte. Și la un moment dat vine copilul și bea la... De nevata, la ce faci aici? Să ce beau? De ce bei? De rușine că beau. Sunt lipsit de curaj, de ce? Pentru că sunt lipsit de curaj. Sunt argumente. Argumentele astea țin de un suflet care nu s-a ancorat în prietenia celorlalți. Depresia este o... În mod cert, are la bază o mare lipsă de iubire. Căutați sursa de iubire la care să vă alimentați nădejdea. Dar nu Ionica și Vasilica și Georgica în același timp. Sau, mă rog, Ionel, Vasilica și Georgica în speranța că vorbim de plus și minus aici. Nu în oameni. Pentru că ceea ce își pune nădejdea în oameni este pierdut. Ci exact în lucrurile pe care aveți de comunicat cu ei și care puteți să trăiești. E interesant. Știți că e o reclamă aia că dacă ți-ar curge ochi din urs, sânge din ochi, te duce imediat, dacă scurge din gingii, nu te duci. Știți? Când avem lipsă de curaj și lipsă de nădejde, nu reacționăm. Dacă ne-ar tăia cineva un picior, imediat ne-am duce la medic. Mergeți la medic. Medicul e, în general, la capitolul ăsta este preot. Iar el vă poate ajuta. Iar asistenții lui, fără îndoială, că pot fi psihiatri și psihologi, mai ales dacă ea sunt oameni de calitate. Să știți că nu terapia contează cât terapeutul. Pentru curaj, trebuie să mergeți la un preot curajos. Dacă mergeți la o mulțime de popă care e frică și să strălute biserica să nu se audă nu știu pe unde, aleluia, și un praz verde. Cu o inimă învârtoșată, cum să fac să-L rândobândesc pe Hristos? Te las cu prostile astea, cu citate, inimă învârtoșată. N-aveți unde să veți inimii învârtoșate. Asta așa, texte filocalice. Veniți-vă în fir, ia treziți-vă la realitate. Mai tot citați aici din ce citiți la alții. Ce ai inimă învârtoșată? Ce, v-a stat inima pe loc? N-ați avut popă de mișcare la inimă? De n-ați inima învârtoșată înseamnă inima despre care nici nu mai știți cum aveți. Și nu la modul că nu vă înțapă. Vă înțapă, nu? Inima învârtoșată, suntem într-o cădere de niurgică. Pe aia n-ați cu că asta așa, fiță de ortodoși, ne duci la biserică. Mergeți des la biserică, că acolo e ateiul. Pentru cardiologie duhovnicească, aici e ca ateiul. Cazul și când am fost după unul la ATI, la Padova, într-o vreme și... A ieșit de acolo, Doamne, viu, Doamne, ne-am uimit pe tăs. Fiți curiți! Dacă o inimă de carne se vindecă prin medicamente și prin restaurare și nori prin transplant, faceți același lucru. Ia căutați o inimă neînvârtoșată care să vă prindă inimă. Nu, să vă văd. Ca te pui una de gheață lângă un de gheață. Normal că îi frind.
Părinte, dacă nefirescul a devenit firesc, neantul a devenit, urâtul a devenit frumos, păcatul a devenit virtute, ce putem face noi tinerii de o anumită vârstă? Să rămâneți cum sunteți. Nu vă dați seama, ne avem cei mai frumoși bătrâni din Europa. Pe cuvânt de nu. Auziți. Îi văd cum se chinuie aia după ce se pensionează, să umble cu autocarle, să ne dovedească că-ți vii. Jogging la 98 de ani. Sensoară la 100. Ai noștri de un bun simț. Deci bătrânii noștri rămân cei mai de bun simț oameni pe care le-am cunoscut vreodată. Sunt victima unui sistem nenorocit care le-a arestat tinerețea, le-a umilit maturitatea și acum le fură pensii. Că tot aia sunt. Stați cu minți. Acela steguleț roșu se vede în cerul lui. Încercați să învățați să nădăjduiți în Dumnezeu. Eu m-am uitat la tata pe patul de moarte. L-am întrebat, tată, ți-e frică? Și că nu. Cum bă nu ți-e frică? Că tu mi-ai spus unde merg. M-a terminat. M-a terminat. Deschideți-vă urechea și învățați unde mergeți. Unde vă, cine vă strigă? Samuele, Samuele! Aici sunt, Doamne, poruncește, robul tău ascultă. Noi nu putem fenta. Nu putem fenta. Iar pe de altă parte, vă rog să închideți televizorul și nu vă mai face sânge rău cu politicienii români. Vă rog, nu. Ați avut totul cu microondul. Nu-i iadul să-i încap. Și să-și sunt în purgator, cum zicea Dante. Nici iadul nu-i închide, nici iadul nu-i încap, nu-i închide, nici raiul nu-i, nici iadul nu-i încap. Adică să așa. Așa, o stare de tranziție, pârlit, răsucit, pârlit, răsucit. Nu intrați în jocul acesta. Căutați să citiți cărțile de care v-a fost dor în tinerețe și n-ați apucat. Continuați să iubiți lucrurile valoroase și beți-vă ceaiul cu distinție. Cel mai important lucru pentru un om în vârstă este să nu-și pierdă distinția pentru care a trăit o viață întreagă. M-am uitat într-una din zile. Era un profesor foarte în vârstă la care îl țin foarte mult și din nefericire, din grija societății multilaterale dezvoltate, foste, actuale și viitoare, omul mănâncă la o cantină a săracilor la noi în oraș. Dar mă uitam cu câtă demnitate mergea să-și mănânce supa și cu câtă tandrețe continua să împrăștie celorlalți din jur cunoștință. Uluitor! Le-am auzit într-o zi pe doamnele de la bucătărie conjugând verbul a fi în franceză. Semn că omul își făcuse datoria. Nu încetați să ne spuneți că viața poate fi sfârșită frumos. Ca să înceapă și mai. Asta e cel mai important. Cinstește pe tatăl și pe mama cei donatori de viață, dătători de viață sau cei care te-au crescut. Cum se cinste? Tot timpul. Da, n-am răspuns la asta. Mi se pare o întrebare pe care nu mi-aș fi spus-o niciodată. Eu am trăit între copii orfani o vreme, pentru că am lucrat foarte, nu foarte, mult între ei. Știți că la orfan, că trebuie să înveți rugăciunea Tatăl nostru, accentul nu trebuie să cadă pe Tatăl, ci pe nostru. De la ei am învățat că a fi împreună cu ceilalți care nu au Tatăl înseamnă deja să ai un Tatăl. De la tata am învățat, care a rămas orfan la 5 ani, tata toată viața lui a pendulat în căutarea tatălui său. Când m-am din momentul când m-am hirotonit, tata nu mi-a mai spus niciodată cost. Sau băiatul tata. Mi-era dor câteodată. Părinte. Pentru că eu înlocuiam ca fiu a lui nevoia de tată pentru a merge mai departe. De aceea nu știu cum să vă spun despre cinstirea părinților. Pentru că pe mine tata m-a cinstit ca tata lui enorm. N-am o frustrare ca să vă vorbesc despre ea la capitolul ăsta. Și lucruri foarte pe care vreau să rețineți. A cinsti părinții nu înseamnă a le cânta în strună sau pur și simplu a-i linguși. Sau a-i pupăci tot timpul. Înseamnă să însoțești cu demnitate toate momentele lor grele. Vă mai dau un exemplu din propria mea viață. Când mergeam la spital la tată, era atât de umilit că e la pat, încât regreta că mă duc să-l văd. Dacă vă puteți închipui așa ceva. Dar sunt convins că vă închipuiți așa ceva. Să mă duc cu el la toaletă, veci, puluri. Și asta nu-i loc să intre pe ochiul în el. Mie nu venea să cred că-i tată. Pentru că în mintea mea, eu continuam să fiu puștiu care căram cu el pepeni de la piață și pe drum ne târjoneam. A rămas de departe omul care mi-a dăruit mai mult decât îmi vor dori toți oamenii până la sfârșitul vieții. Îl regăsesc în copiii mei. Iar ei îl regăsesc pe tata în gesturile mele.
Și băiatul meu și fetița mea spun tot timpul, acum faci ca bunicul. Acum ai gestul lui. Asta înseamnă să-și cinstești părinții, să-i traversezi moartea. Și să crezi că vor învia. Să crezi fundamental că sunt parte integrantă a învierii tale. Noi nu suntem niciun accident genetic. Indiferent unde ne-am făcut. Și odată am fost martor, apropo de... Am dus-o pe o fetiță de la orfelină să-și cunească părinții reali. Era ziua anunții ei. A ținut pe lângă părinții care au crescut-o și au crescut-o foarte bine, cu acordul părinților, ne-a dus să-și vadă părinții ceilalți. Că erau oameni săraci, nu erau oameni rău intenționați. Erau 11 copii. Cum puteau să crească ei? Aveau o grădină de fasole și una de... Ce? Aveau două rânduri de fasole și două rânduri de cartof, atât. I-am găsit, era sâmbătă seara când ne-am dus, stăteau în casă și curățau ce pregăteau masa de-a doua zi. Când au să vezi un popă în casa ta, nu-i de aici de acolo, așa. Să rămână, Doamne, ne uitați că vă dă. Doamne, sunteți cu tare, uitați așa și așa. Vreau să vă prezint pe cineva. Și fata s-a dus la ei în ultimul. Ea e absolventă de două facultăți, specialistă mare în Statele Unite acum. S-a dus îmbrăcată la 4 ani și le-a sărutat mâna, le-a mulțumit frumos. Că au dat-o să crească cineva mai apt decât ei ca să se împlinească. Și a doua zi au fost la nuntă. Au fost la nuntă cu copilul lor. Au plâns, erau nu. Și știu, am mai spus, bine, dacă faci cu un îngânfat ăsta șmecher care trăiește numai din ajutor social, n-ai rezolvat nimic. Dar acolo chiar s-a potrivit. Chiar s-a potrivit. Și să vă mai spun de ce n-am niciun fel de frustrare. Pentru că eu, inclusiv pe studenții mei și pe elevii mei, să socotesc copiii mei și ei mă socotesc tatăl. Eu mă bucur de cinstea foarte multor copii. Și când îmi spun că sunt prost, mă bucur pentru că poate să îndrepte ceva la mine. Sau când îmi zic, păi, de știți, n-a fost așa de bună chestia care a zis-o, gata, mă duc acasă și mă mai gândesc o dată. Dar e un... A ne cinsti unii pe alții nu e un joc, nu e o obligație. E un dar. Dacă nu-l ai, poți să-l cer 1000 de ani. Zice, mulți creștini vorbesc despre Hristos fără nicio părtășie cu El, teoretic, închipuit. Cum putem să-L cunoaștem noi, mirenii, pe Hristos? Cum să putem, punem început bun spre o viață autentică în Hristos? Pe care e începutul postului? De-a postim tot timpul să punem începutul. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Astăzi s-au deschis. Astăzi. Biserica ne tot spune că avem o singură filă în calendar. Numai noi ne ambiționăm să ne luăm de la de perete. N-avem decât o singură filă. Azi. Deja e azi, e mâine. Nu? Ați înțeles ideea? Deci, trăiți-vă azi și nu-i mai judecați pe ceilalți. Nimeni nu se desăvârșește prin comparație cu alții. Ne avem propria noastră rută de urmat, propria noastră alergare, propria noastră nevoie de împlinire în Hristos. Ceilalți sunt povești. Cum face diferența pe stradă între un om care are nevoie de ajutor și unul care are alte interese? Vă referiți la băieții cu Donenu. Să știți că asta e grea încercarea, pentru că eu am trăit odată un șoculeț așa aproape leptic. Ne-a dus să facem o anchetă socială, să căutăm o fată care născuse mai mulți copii pe la 12, 13, 14 ani, așa. Ne-a dus acolo să o căutăm, să o ajutăm. Cu un grup de studenți, făceam noi cercetări sociologice de tine. Când ne-au arătat casa în care creștea fata aia, care cerșea în mijlocul orașului. Am înțeles că nu e a ei. Că ea într-o boacă acolo. Dar unii continuă, când noi am ajuns, unii continuau să construiască. Adică unii erau în plină construcție. E foarte greu. Dar dați ca lui Hristos, o să-i simțiți pe oameni imediat. Vă spun o întâmplare de acum 3 săptămâni când a fost de serviciu la catedrală. Un domn pe care știu bine, nu foarte bine, bine. A venit. I-am simțit disperarea în om de la dinainte de opus. Dar n-am putut să grăbesc slujba să văd ce cu el. L-am tras deoparte, l-am luat, deși era coadă mare la spune, l-am luat primul ciclu dumneavoastră. Părinte zice, cu toată rușinea îți spun, până la pensie nu am cum să, din ce să-i cumpăr soției mele pe mâș. Nu am, real. Ei la pat, bolnavă, nu mai am. Am făcut apel la vecini, la colegi, nu mai am. M-am sunat, am luat din bani de pomenice, i-am pus somnul și am să rog, du-te și ei. A doua zi de dimineață, ca să înțelegeți diferența, a doua zi de dimineață. După liturghie, a venit omul cu o sticluță de, nu o sticlu, cum se cheamă, în care pui cafea să stea caldă. Un termos. Cu un termos stătea acolo cu minte. Zic, cine Ioane? E vreo problemă? Nu. Soția mea e să vă fac un ceai să vă aduc. Dai pe împăr și câștigi ceai. Dai puțin și câștigi și mai mult. Sigur că i-am chemat pe cel, noi ne-am împărtășit din ceaiul ăla. Și bine, seara ne-am dus să o vizităm. Sau altă, asta e și mai faină. L-am luat într-o biserică oarecare din eparhia noastră de acolo. Am stabilit cu preotul că în timp ce noi facem masul în biserică, tinerii din asociația care ne-a
ne-am strâns să ținem conferință, conțineam o conferință acolo. I-am luat pe tică cu 3 zile înainte și a făcut următorul scenariu. Câți bătrâni avem în parohie? 20. Asta înseamnă 20 de paturi, asta înseamnă 20 de perne noi, 20 de ceaceafuri noi, 20 de plapume, nu groase, dar mai noi, așa. Spălea, voi vă să nu le aruncați, că bătrânii țină, aleagă poliția prin oraș. Le puneți deoparte, dar schimbați. Dați drumul la uși și până vine îi curățăm, măturăm, facem curat. Bun. Deci când noi am luat pe toți bolnavii, dacă e masă pentru oameni, pe toți care au portabili, i-am adus în biserică. Să nu stea toată tot alea care stau tot timpul plini de acolo, la părintele, ca să le atingă primele, să vadă primele scrisuri de la masul acolo, ca la televizor. I-am adus pe bolnavi acolo, i-am pus în jurul mesei, am făcut masul, am și lălăit-o așa un pic, că știam că e greu ce aveau ei de făcut. Ei nu erau foarte, erau 20 de grupe, dar nu știu dacă toți merg pe o mână. I-am dus, suntem cu familie, cu acordul familiei, să ne prezent, dați după aia la televizor, că niște tineri ortodoxi au spart casele oamenilor. Și când i-am dus de acasă, miru 11% mascul în casă, totul era ca nou. Nu conta ce spuneau, cât chipul lor, care nu le venea să creadă. Biserica nu e trimisă doar să cârpească lumea, ci să o schimbe, să o restaureze. Iar restaurarea nu poate veni decât din efort comun. Trebuie să ieșim dincolo de ziduri și să ne spunem că iubim. Dacă stăm numai între noi și numai aici cocodăcim în propria ogradă, n-am făcut nimic. Noi nu suntem frații fiului risipitor, da? Doamne, fiii tăi aceia! Uite rușinică cum beau ei duminică dimineața, cum nu se trezesc ei. Îți mulțumesc că dintr-o dată fratele fiului risipitor devine fariseu. Îți mulțumesc, Doamne, că eu sunt fiul tău, nu nemernicul ăla care prăște cu desfânată. E o logică a intervenției bisericii de fiecare dată în viața socială. N-avem voie să încălcăm. Întâi să fim și apoi să cerem. Știți că odată pe vremea burghezului moșerească, când îi lua în armată cu toptanul pe frați, fără să le explice unde-i duc, la un moment dat, într-o unitate apare capitanul și zice, bă, care sunteți rotare aici, a ieșit la parenieră. Iese, 1, 2, 3. Tu ce faci? Și eu fac rost de căruță. Bun, treci la aderare. Tu? Eu fac rost la mașină. Du-te și la... Tu? Eu, nu, pe mine mă cheamă rotarul. Ce să faci cu unul care doar îl cheamă plăjerii? Decât să-i plângi de mine. Fiți voi oameni cu un schimbător de rost la căruță și mașinile lui Hristos, dar nu mașinile alea luxoasele altora. Aia lui Hristos am zis. Dar faceți treabă. Nu stați să vă autoflagelați și să vă autosuficientizați. Că are boala noastră națională. Da, ajuns. Te-am ajuns la paibire. Echipa națională a României este icoana desăvârșirii noastre naționale. Jucăm bine 80 de minute și pierdem în ultimile două. Nu contează. Jucăm perfect. Ne lăudăm cu alelalte. Dar rezultatele nu se văd. Și nu în ultimul rând, ceea ce v-am spus și în timp ce vorbeam mai pe larg. Nu uitați că Hristos nu e niciodată împotriva noastră. Principatul aliat al vieții noastre în Hristos este Hristos însuși. Este un text la Sfântul Ambrozie de Milano, în care el povestește că în biserică suntem, acum s-a cântat în triod, imediat o să auziți, s-a început călătoria virtuților. Acolo ce că de fapt s-a deschis stadionul virtuților. Stadion. Părinții bisericii mergeau la fotbal, domnule. Nu era fotbal inventat, da? Stadionul nu era în niciun caz așa circular. Era un drum, era o singură pistă pe care se alerga la dus și l-a întors. Asta însemna să, cu zicea Sfântul Apostol Pavel, să alergi după normă. Adică să nu ieși din rândul tău să sari pe celălalt să-l accidentezi. Te duceai și veneai, te duceai și veneai, dar pe aceeași bucată de pistă care ți se cuvenea. Și spune Sfântul Ambrozie că, de fapt, asta este alergarea către mântuire. O alergare continuă pe pistă, dar permanent cu tine, ca la un maratonist, la antrenorul, pentru că aleargă cu tine, lângă tine aleargă în permanență Hristos. El este și antrenorul, și împreună alergătorul, și cupa pe care o câștigi, și cununa pe care ți-o pui pe cap. Și când ți-e greu, zice, de pe pereți, zice, din galerie, de pe pereți, da, din galerie, strigă cei care au avut patimile tale. Ești curvar și eu am fost, ridică-te, dă-i înainte. Ai făcut cutare și eu am fost păcătos, ridică-te, dă-i înainte. Pentru că spune el, nu există păcat să n-aibă un păcătos care s-a păcăit pentru el și să nu stea în galerie să-ți facă galerie. Important e să alergi. Mutălăii, care doarbe ei pe marginii
stadionului și fac gargare despre ce se petrece în stadion, nu sunt oamenii lui Dumnezeu. M-am uitat foarte des pe bloggerurile, blogele noastre de comunicare. Nu știu ce au, domnule, că toți Sfinții Părinți de acolo, de pe bloguri, scriu numai în timpul vecerii, în liturghiei lor. Ia apucă dracul scrisului numai când e în transmisiune directă liturghia. Vreau să înțelegeți bine. Noi nu trăim cu un creștinism virtual. Noi nu avem un Hristos care a venit să ne arate poza și să fugă. Și de fiecare dată rămâne cu noi. Și revin, nu-i păcat pe care să nu fi biruit prin pocăință un păcătos. Acasă, că e târziu și mâine începem o săptămână. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult.